Wow, 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 Punch Club 2. Hai, toată lumea, hype-ul ăla blană. Jocul vostru favorit a sosit. Punch Club 2 Fast Forward. You will starve to death if you continue like this. Lumea asta are planuri mari pentru tine. Te voi ajuta puțin. Show them what you got, bro. Deci ce zice, mă, că o să mor de foame? Că am hunger. What? Abar n-am ce se întâmplă. Ne-am cumpărat banda asta. Hai să dormim puțin. Mamă, vezi că e nebunie cu Punch Club 2. Deci, haideți să vă explic cum funcționează jocul. O să vă explice tânărul Rafael cum funcționează toată joaca asta. Pentru că m-a prins rău de tot Punch Club 2. Și trebuie să pricepeți cum funcționează, ok? Bun. Fiți atenți. Trebuie să fiți atenți că dacă nu sunteți atenți, nu o să înțelegeți esența. Ok? Bun, fiți atenți aici. Ăsta suntem noi, da? Boxori puternici. Gata să spargem tot, să dau un pumn în monitorul ăsta, să-l dărâm așa, să crape. Și în stânga sus avem așa. Bara de viață, importantă când intrăm în lupte să avem viață. Hungerul din mijloc, adică dacă n-avem, dacă ne e foame nu ne putem antrena. Și energia, am dormit adineauri, ați văzut. Ăsta dormi și ne dă energie, aici ne antrenăm, da? Ne crește strength. Avem stats-urile, nu mai știu care sunt. Uite aici, agilitate, strength și stamina. Bun, fii atent, fii atent, fii atent. În jocul ăsta avem mai multe stiluri de luptă. Avem stilul clasic, ok? Cu pumnii, bam, bam, bam. Care se bazează pe strength, cred, habar n-am, pe putere. Avem Arkido, care... Bă, ăsta nici nu știu ce e măcar. Ia stai, că ne arăta aici. Deci Arkido avem tot cu pumni, văd. Blocăm, shovel hook și după aia avem heavy uppercut. Deci tot cu pumnii. Dar Arkido se bazează pe altceva. Arkido se bazează pe stamina. Stamina e importantă în meci, că tu degeaba dai pumn puternic cu pumnul dacă tu obosești. Că dacă ai obosit, te bate după aia oponentul. Ok? După care am deblocat acum recent un taekwondo. Taekwondo e cu picioarele, jab, 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 jab. Dar nu cred că să mă bag pe taekwondo. Taekwondo îl vedeți cu albastru că e pe agilitate. Adică să te miști foarte repede. Cred că o să mergem pe un build de Arkido, pare mișto, pentru că ai stamina, gen rezici mult în luptă și după aia ai niște lovituri foarte puternice, gen heavy uppercut. Adică îi dai un pumn în barbă, dacă îl prinzi pe ăsta, îl distrugi. Mă rog, o să mai modificăm noi playstyle-ul acum. Lăsând stilul de luptă la o parte, povestea jocului e interesantă, pentru că noi suntem săraci și noi ne-am născut aici, în casa aceasta, uite asta. Și părinții noștri ne-au sechestrat în zona asta, atât. Noi n-avem voie să ieșim din cartierul ăsta, din cercul ăsta de aici. Și noi, la începutul jocului, am ieșit din cartier și ne-am dus la magazin. La magazin am aflat că nu putem să cumpărăm nimic de la magazin dacă nu avem un chip băgat în creier. Ne-a chipat și am aflat că tot jocul se bazează pe GPP, Good Person Points, adică puncte bune. Cu cât o persoană are mai multe puncte de genul ăsta, cu atât e o persoană mai bună și mai apreciată în societate. Ok. Dacă ne uităm sus, ceva în zona asta, nu o vedem noi, este Upper City. Partea de sus a orașului, unde și că e raiul, unde e totul perfect, unde e crema cremei. Dar îți trebuie 9000 GPP. Îți trebuie 9000 GPP. Ca să strângi 9000 de puncte de astea, trebuie să excelezi în ceva. Ești un om de știință bun sau o chestie de genul, un job super bun. Sau în cazul nostru, să câștigăm un turneu de lupte. Și să devenim cel mai bun luptător. Și asta încercăm să facem. Pentru că tatăl nostru și că era unul dintre cei mai buni luptători și ne-a aruncat la gunoi. Adică a părăsit-o pe mama noastră și a plecat în Upper City. Așa bănuiesc eu. El a dispărut. Mama noastră nu știe ce s-a întâmplat cu el. Dar noi bănuim că el s-a dus în Upper City. Ce face acolo nu știu. Dar a câștigat un turneu foarte mare de lupte și probabil i-au dat punctele și a plecat. De gen, tu te poți duce acolo ca să trăiești o viață mai bună. Facecam-ul mai jos? Cred că e ok facecam-ul. Sau? Bun.
alt joc. Nu vă place jocul ăsta? Mi se pare mișto. Este un joc puțin mai, na, mai boring așa pentru voi, dar este un joc cu time management, adică la noi e 2 dimineața. Avem 2 opțiuni. Noi avem 2 joburi. Lucrăm la ferma lui Bobo sau la Club Street. Dacă mă duc la Club Street, mă duc pe jos. Nu prea mai merită că la 7 dimineața se închide. Dacă mă duc pe jos, pierd timp. Dacă mă duc cu autobuzul, mă duc direct. Deci dacă ai bani, poți să dai fast travel și îți manageriezi timpul mai bine. Noi la momentul de față avem foarte puțin hunger, deci trebuie să vedem ce facem, că nici eu nu știu. N-avem bani, e groasă treaba. E groasă rău de tot. Trebuie să facem rost de niște mâncare. Hai să mergem la vecinul nostru să vedem dacă ne dă ceva. Dacă are și el mâncare sau cine știe. Uite, I need food. Am nevoie de ajutorul tău. Iar, da, trebuie să-ți păstrezi niște bani ca să faci jos de mâncare. Mă poți ajuta? Te ajut, ne da popcorn. Uite, noi avem mai mult GPP decât ăsta. El are 200 și ceva și noi avem 400 pentru că am câștigat câteva turnee. Adică noi deja devenim, deja avansăm. Bun, ne-a dat niște popcorn, hai să-l mâncăm repede. Și ne-a crescut hunger-ul. Problema e că nu știu ce să fac. Nu știu ce să fac ca să... Mafia! What? Ne putem alia cu mafia, ha, că mi-a plecat vocea. Bun, trebuie să prăvădim niște timp până trece dimineața la ăsta. Apare Gear 5 azi, am înțeles că apare, dar nu sunt la zi cu One Piece, deci nu e relevant pentru mine, doamnelor și domnilor. Sunt oprit pe la episodul 900 și ceva. Bun, noi aici lucrăm, dar nu ne lasă ăsta. Ai nebunit? Scuze-mă, tu nu vezi cât e ceasul? E timpul să dormi sau să faci crime, dar nu de muncă, vină la 8 dimineața. Da, nu ne lasă să muncim, vrea să ne întoarcem la... până la 8 dimineața. N-avem ce să facem în orașul ăsta, aia e problema. Ne plimbăm de colo acolo, literalmente n-avem ce să facem. Pentru că am rămas fără bani ca să cumpăr mâncare. Mâncare o cumperi de la Apu. Fii atent că Apu are 1000 pe GPP. Da, cumperi un kit de mâncare și ești regele. Dar n-avem bani și trebuie să lucrăm. Bun. Hai să vorbim și noi cu ăștia pe aici. Ăsta văd că fuge de noi. Îngrijitorul are 100 GPP. M-am flexat la prietenii mei cu donația. Foarte bine, foarte bine. Nu prea știu cum prăpădesc timp. Da, mă rog. La 8 lucrează la Bobo, la 19 sau 20 lucrează la Nuder sau Junkyard. Păi s-a făcut 8 acum. Ia, mă, e 8 fix. Hai, la job. Noi aici am fost deja promovați, adică suntem mai bine plătiți. Da? Și de fiecare dată când completăm o bară de sus, completăm o bară de jos și când completăm bara de jos, suntem promovați, adică ne mărește salariul. Noi o să muncim de toți banii posibili. Ok. Ne dă câte 33 de dolari. Deja a trecut toată ziua. Și aici este un turneu. În turneul acesta noi suntem în cea mai slabă ligă. O vedeți asta? Prima ligă. Și suntem jos de tot. Dar ne descurcăm super bine. Lupta noastră anterioară am câștigat-o flawless. Aproape am pierdut foarte puțină. Foarte puțin HP am pierdut noi. Deci ne descurcăm super bine ca și luptători. O să vă explic imediat. Mergem până la Apu să cumpărăm de mâncare. Pentru că eu am rămas fără bani deoarece mi-am cumpărat un treadmill pe care am alergat. O să vă explic imediat cum se treaba. O să cumpărăm niște mâncare de aici. Chiar o să cumpăr 4 de toți banii. Și o să vă explic și de ce. Ne ducem înapoi acasă. Te-ai uitat la 7 Deadly Sins? Bă, m-am uitat. Băgăm de 2 ori mâncare. Și suntem pregătiți să ne antrenăm să facem ce vrem. Dacă ne uităm noi aici, noi vrem să deblocăm neapărat Heavy Uppercut. Heavy Uppercut se deblochează la 130 de GPP pe care îl avem și 10 stamina. Momentan avem 7 stamina, stăm destul de slab. Și noi putem să ne upgradăm echipamentul din camera aceasta. Uite că dacă vreau să fac piept nu pot pentru că e stricat. Dar ne-am cumpărat acest treadmill, adică bandă. Și pe bandă ne dă stamina, vedeți? Și efectiv alergăm. Problema e că noi consumăm hunger, adică ni se face foame și în același timp nu producem bani. Cam asta e cel mai mare minus. Scoate like-urile. Gata, boys, mersi de 4K like-uri. Eu zic că o să vă placă jocul dacă vă prinde puțin. Că o să vedeți cât de bine descurcăm în lupte și o să progresăm. Adică e destul de tare. Toată ziua și toată noaptea alergăm. A obosit caracterul nostru. Îl mai băgăm puțin la somnic.
Stamina e foarte bună, că putem să atacăm. Dacă nu avem stamina multă, atacăm non-stop în luptă. Deci noi nu oprim niciodată. Dăm cu pumnul acolo de sare la în sus. Tarafa încearcă grounded de un fel de grounded, dar ești în gradina ta și ești micșorat. Poți spune salut, Zuko PLS. Salut, Zuko, salut. Deci, noi trebuie să lucrăm la Bob's Farm. Mamă, nu mai avem niciun ban. Pentru că nu mai avem bani, mergem să lucrăm. Că dacă ne antrenăm iar pe treadmill, o să fie jale. O să ne ducem în partea cealaltă, că s-a oprit lucru aici. Ne ducem la ăsta. Dar pierdem mult timp, gen. Că nu mai avem bani să ne ducem cu agility. Apropo, strength nu te ajută deloc. Liv. Bun, trecem la job. Jobul ăsta e mult mai bun, că ne scade mai puțin stats-urile. Nu ne scade atât de mult. Nu ne scade atât de mult. Dar, na, tot facem bani, ok. Ne dă afară la 7 dimineața, aia e problema. Bun, ne dă afară la 7 dimineața. Mergem să mai cumpărăm de la Apu două de alea de mâncare. A, începe lupta, începe lupta curând. O să vedeți că îl spargem pe ăsta. 13 ore începe lupta. Hai să nu ducem repede acasă. Băgăm o cărniță. Du-te la Robo Junkyard, că poți lucra acolo. Ok, hai că mă duc, stai așa. Ne ducem repede cu autobuzul. Mai lucrăm puțin. Da, ideea e că ne trebuie bani. Bum, bum. Vezi că ne dă și stamina asta. Ne arată cu plus verde, cu pantofii aia. În 3 ore începe lucru. Bun. Stai să vedem. Hai, ușor acasă așa. Ia. Fiți atenți că începe lupta. Avem mai multă stamina decât el. Și ideea e în felul următor. Bun. Astea două de jos sunt e defensul nostru, e cum ne apărăm, da? Deci dacă nu punem deloc, caracterul nostru nu se apără, doar stă așa și ia lovituri. Dar dacă punem noi hard block, hard block e foarte bun. Îți crește foarte mult șansa să blochezi, dar îți consumă multă energie. Blocul, aceeași chestie, dar e o șansă mai mică să blochezi și avem dodge. Te ferești cu totul, da? Ce mă interesează pe mine sunt cele 3 lovituri ale noastre. Și avem așa. Ce avem noi? Avem un shovel hook. Shovel hook-ul e ăsta al nostru. Ideea care e? Cu cât avem mai multe atacuri din Arkido, cu atât cresc toate stats-urile astea. Vedeți că noi momentan avem doar 2 stats-uri. Avem quick break, mai multă energie își reface între runde. Și dacă oponentul își ia mai mult damage când îl punem jos. Bun. Dar astea două nu se activează pentru că noi nu avem destule atacuri din Arkido. Dar asta încercăm să facem, să deblocăm mai multe. Cred că doar shovel hook-ul la noi e din Arkido. A, și cred că shovel... A, că avem de 2 ori shovel hook, ok. Shovel hook-ul... cred că e croșeu, dacă zic corect. Avem croșeu, picior, croșeu. Altceva nu avem ce să punem, cred că e destul de letal. Pun... Punch-ul e mai slab, cred. Mamă, dar shovel hook-ul consumă multă energie. Nu știu dacă facem față, dar hai să încercăm să vedem cu stamina cum e. Că deja suntem pe minus cu stamina. Mamă, s-a ferit ambele lovituri! Bă, lasă-l, noi nu blocăm nimic. Ia că-l... O, am blocat. Și-am dat și dodge. Da, nu e bun hard block-ul ăsta. Dăm tot dodge, cred. Da, dăm tot dodge. Că ne mai recuperăm din energie. Mamă, ne-a spart efectiv. Mai luptăm aici, dacă o să rămânem fără energie ea. Vezi că e bun ăsta. De ce se ferește ăsta de hook-urile mele? Aia e chestia. Cred că dacă îl împingem în corzi, o să cadă. Fii atent că nu mai are energie. Nu atacăm și ne refacem energia. Și o să dăm... O să dăm side punch. Deci dăm side punch, picior. Nu, dăm
Croșeu și pumn în față. Astea nu mai sunt din Arkido. Dar ne trebuie, trebuie să ne refacem puțin energia. Oh, oh, snap! Ce croșeu i-am prins! Mort! Nu ne-a ajutat de tare Arkido, vedeți? Încă n-avem destulă stamina, aia e toată problema. Bun, avem hard block-ul, a mai crescut, a mai avansat. Și asta nu știu ce. You still feel the rush. Încă avem dopamina aia nebună. Ne-a crescut mult GPP-ul, deci încă progresăm, încă stăm bine. E ora 21. Mă, eu pot să lucrez aici, e chestia. Este așa că-s curios. Cum lucrez eu aici? Unde lucrez? La planta asta? La Grisha? Cum pot să mă dovedesc față de tine? Bending things, sunt doi lucruri. Dacă mi-oferi un job, mă bag. Hai să începem, ia. Signing available. Ne-am înregistrat pentru următoarea luptă. Ăsta ne dă strength, ce ne dă? Bă, e ok jobul ăsta. Dar între ce ore e? Aia sunt curios. Roboții lucrează ziua. Am zis du-te acasă, s-a încheiat conversația. Bun, hai să ne ducem repede acasă, gătim ceva. Oh my god, nu m-am dus acasă. Stai să gătim ceva de urgență. Și după aia trebuie să ne facem... nu mai avem mâncare multă, e ok. E ok. Ar trebui să ne upgradăm patul, adică dormim pe o porcărie de pat. Punch Club era jocul meu preferat când aveam 8 ani. Siam Rahove. Bun, fii atent, ne-a refăcut energia. Super. Lil Bobia. Ne cunoaștem destul de bine. O să zic un secret al meu. Vino la casa abandonată noaptea. Am ceva pentru tine. Mamă, ne chema la casa abandonată. Vino singur. Asigură-te că nu ești urmărit. Ne ducem? Bun, vreau să mergem la apă repede să mai cumpărăm niște mâncare. Perfect. Ducem acasă de urgență, mâncăm și după aia la job. I-am cumpărat mamei noastre niște droguri de astea să adormă, că altfel nu putem să gătim ziua, că ea doarme ziua, nu știu de ce. Fii atent, casa abandonată, dar nu ducem acum. Deci, unde putem noi să lucrăm, e întrebarea. De la ăsta, de la 19. Nu, momentan mai avem de lucrat. Gătim. Jobul ăsta nu prea ne obosește, asta e interesant la el. Și plătește binișor. Aproape ca celălalt job. La Junker și Noodle poți lucra seara, iar ziua la Bobo. Ok, ok, ok. Deci noi acum practic putem să ne ducem la Junker, sau? 8.35. Ne cheamă doar seara, mă, la Junkyard. Am înțeles. Ok, aproape promovăm și la ăsta. Uitați-vă la bara de jos. New buff, low rage. Avem... nu știu ce e bara asta de sus, dacă știe cineva să-mi explice. Că nu înțeleg. Ne e foame. Câte ore are? Bă, nu știu, dar nu e foarte... Are câteva ore, nu cred că e insane de lung jocul. Cred că vrea să mă uit la televizor sau ce vrea să facă, nu înțeleg. Da, mă, da. Vrea să mă relaxez. Ale, happiness. Ok, și a revenit al nostru, trebuie să dormim. Mamă, și începe lupta? Bă, și n-avem stamina full, bro. În 13 ore maxim. Perfect, hai să ne batem cu ăsta. Minor character. Bine ai venit.
la sfârșitul tău. Ai șapca prea strânsă? Bun, 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 bun. Avem stamina insane de multă. Deci cred că putem să-l rezolvăm pe frățiorul. Bă, nu știu, ăla s-a tot ferit de shovel hook-ul nostru. Aia e singura mea problemă. Deci o să-i dau un shovel hook. Dar văd că side punch-ul ăsta merge destul de bine. Stai puțin să înțeleg. Shovel hook-ul nostru de cel mai mult damage, dar ne rupe pe stamina, deci nu putem să-l folosim de două ori. Mai degrabă dăm... Mai degrabă dăm side punch. Side punch de două ori. Și dăm dodge de două ori, să vedem ce se întâmplă. Să vedem cum stăm cu stamina. Are viață multă, frățiorul. Wow, ce combo! Mi-a prins! Mamă, vezi cum mă feresc! Au, au! Boom! Apărat, ok? Stăm bine pe stamina, el nu stă chiar de bine. Hai să punem hard block runda asta. Adică șanse mari să blocăm. Au, au! Boom, boom! Ah, s-a ferit! Mă, frate, cât de aproape e lupta, dar rămâne fără stamina, fii atent la el. Că îl cocoșăm. Runda asta intrăm hardcore pe el. Punem un bloc normal. Îi băgăm un kick de data asta să-l surprindem, îi dăm cu piciorul. El și-a pus să-și refacă energia. Mă, stați să vedeți când luăm noi hard uppercut-ul ăla, că-i demolăm pe ăștia dacă le prindem unul. Oh, e pe jos! Oh, snap! N-are energie, frățiorul! Băgăm hard block și-l spargem. Uite, fii atent. Oponentul trebuia să-și ia mai mult damage când a căzut adineaur, dar pentru că n-am putut să... n-avem două atacuri din Arkido, nu ni s-a activat asta, știi? Aia e chestia. Ne trebuie stamina multă, ea într-un picior și-a murit. Nice! Spargem pe ăștia, mă, ce ai? Nici o șansă. Nici o șansă la frățiorul. Știu pumnul ăla. L-am mai întâlnit înainte. Asta se referă la faptul că tatăl nostru s-a mai luptat aici. Unii îl recunosc. Când un tip l-a bătut, m-a bătut pe mine la apu sau nu știu ce. Ah, cred că se referă la noi. Tu ești Dark Fist. Cine sunt eu? Cum e posibil? Cine mă Dark Fist? Oricum l-am spart pe frățiorul. I-am dat cocoșare. Felicitări! Era timpul să-l învețe cineva o lecție. Silver, trebuie să vorbesc cu el. Cred că Dark Fist e tatăl nostru. Nu te îngrijora, o să-l vezi din nou? Epic Alin, mersi. Am zis bine? Alin, da. Oamenii ca el nu stau departe sau ceva de genul. Bun, aici putem să ne antrenăm, parcă? Aici parcă plătim? Dar nu mai știu ce facem. Prepare your body for a workout. Skipping rope. Mă, vezi că astea sunt mai bune, actually, decât banda noastră de acasă. Dar nu știu ce face. Sărim coarda? Holy shit, e pay to win moment. Ah, ne dă multicel. Ne antrenăm foarte repede. Ia să ne ducem unde văd în inventar dacă mai am mâncare. Nu mai am, trebuie să mergem să cumpărăm. Mamă, plătim și ne antrenăm. Vezi că e forținii. Superb, hai acasă. Zburăm acasă. Jocul mai tare. Vrei mai tare joculețul? Bun. Ne-am antrenat aici. Trebuie să ne crească HP-ul, aia e toată chestia. Stai puțin. Hai să vedem skill-ul ăla la ce punct îl deblocăm. Low kick. La 10. Attack modifier reduces enemy energy. Ăsta e bun. Noi n-avem niciun... A, ne scade GPP-ul, ok. Noi n-avem niciun attack modifier. Bun, hai pe banda aia nebună.
Mamă, să vedeți uppercut-ul ăsta. Bă, dacă le prindem un uppercut de la... Fai de capul meu, cred că îi distrugem. Sunt curios dacă îl pune jos un uppercut de genul. Ia te, new tech available. Heavy uppercut. Mamă! 14 energie! Wow! Mamă! Bună alegere, cică. Dar pentru început, lasă-mă să-ți arăt ceva numit tonus. Du-te la Fighter tab. Când skillurile folosesc tonus... Ai, tonus aici. Let's choose a skill with a tonus cost. Heavy uppercut. În fiecare rundă te costă niște tonus. Ca să crești tonusul trebuie să te antrenezi. Mamă! Mamă, abia aștept să dă un... Boom! Să fai de capul, mă, ia. Deci, ăsta ar trebui să-i spargă, dar ne ia foarte multă energie. După care, cred că folosim și noi ceva mai... Adică ăsta e moartea reală, cred că dăm cu picioarele mai mult. Da, putem să punem un modifier. Deci reduce energia inamicului, ok. Vezi că nu e rău. Vezi că nu e rău deloc ce se întâmplă aici. Bun, a, următoarele atacuri ale noastre care sunt? Că sunt curios. Mamă, țestoasa nervoasă și țipăt agresiv. What? Și stai așa, taekwondo care e? Taekwondo e ăsta. Picioare înalte, ok. Bun, 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 bun. Deci, nu, practic, noi putem să ne antrenăm în continuare la stamina. Sincer. Hai să ne înscriem, în 3 zile ne luptăm. Cu cât avem, cumpără low kick. Cu cât avem mai multă stamina, cu atât mai bine. Zici să băgăm low kick-ul? 7 damage cu 5? Vezi că nu e rău low kick. Vezi că nu e rău. Nu, practic, mine trebuie low stamina și high damage. Ăla e perfect pentru noi. Da? Și avem kick care ne ia 5 damage. 5 stamina cu 6 damage. Și low kick-ul ne ia cu 7. Deci e mai bun low kick-ul. Fii atent că e mai bun. Practic, ne uităm la cifrele din dreapta de tot. Vedeți cum ăla are 6-6? Uite, ăsta are 7-6. Deci e mai bun. Deci l-am folosit pe ăsta, știi? Deci putem să dăm 2 low kick-uri. Mamă, ăsta te distruge. Unele lovituri necesită tonus. După fiecare rundă când folosești un atac, îți ia minus 1. Tonusul îl faci înapoi dacă te antrenezi. Du-te la casa abandonată. Mamă, la casa e abandonată, să vedem ea. Ai venit singur? Da. N-a venit nimeni după tine? Nu. Foarte bine. M-am gândit că trebuie să știi ceva în timpul meu liber. Lucrez ca un hacker. Interesant. Poți să hackezi sistemul GPP pentru tine. Pentru o sumă corectă, desigur. Nu ne ducem la închisoare pentru asta? Putem, dar nu o să ne ducem, corect? Nu o să observe nimeni. Cum? Poți să cresc punctele GPP pe care le iei, câștigând în fiecare luptă. Uuu, hacker moment! Cât de mult? Cu cât e mai mare diferența dintre oponenți, dintre GPP oponenților, cu atât e mai mare reward-ul. Ce trebuie să fac? Trebuie să te înscrii la o luptă. Ne-am înscris deja. Găsește-mă și plătește-mă. Apoi te duci la lupta ta și câștigi. Și o să primești GPP. Cum Bobo spune, când are un vis bun, profită. Ce zici? N-avem bani. Și ce zic dacă pierd lupta? Atunci pierzi mai mult GPP. Ai instalat softul în chipul tău? Ce să instalezi? Cea mai bună parte cu chipul este software-ul. Întreb oamenii în oraș. Mulți îl pot instala. Pot să instalezi eu. Ce face programul? Îți trimite notificări ca să nu uiți să-ți ecuiești următoarea luptă. Cât costă? Pentru tine e gratis. Hai să o facem atunci. Fight hack notifications. Ok. Ok.
Hello world. Hopa, ne-am hackerit. Ne-am hackerit. Momentan nu avem banii pe care ni-i cere frățiorul. Mai avem carne la noi? Nu mai avem, bă. Mamă, nu cred că iar n-avem carne. E moartea reală, boys. E moartea reală. Ah, damn it, bro. Ia softul de la Bobo. Să lucrezi mai repede și să primești multă energie. Poate mai reuși să umplem bara asta, ar fi perfect. Nu mai putem. Bun, hai să mergem la apu. Luăm mâncare, știți drill-ul. Avem doar una, ne ducem acasă. Mâncăm, ne ducem la job. Să ieși softul de la Bobo? Ok. Aveam, bă, mâncare! What the freak? Mergem repede la Bob. Voi ați zis să iau un soft de la Bob. Lel, Bob said you have software that will help me. Ok, stai un pic mai întâi să fac banii. Mai întâi mă plătește și apoi îi dau înapoi, gen. Ești un muncitor bun, deci putem să discutăm. Este adevărat, poți să instalezi un nou program în chipul tău. Se numește Worm Wither. O să lovești mai bine. Și slime o să dea mai mult suc. Ai zis suc? Poți să-i zici milkshake. Noi lovim slime-urile astea și facem ceva, suc, nu știu. Îl vrei? $20. Da. Efecte. The last drop. Deci lucrăm mai eficient. Ia. Yeah. Cred că se umple bara asta mai repede, altfel nu-mi explic. Și o să progresăm mai repede cu jobul. Păi și are și asta pentru noi, tot la fel? O, la departe. Sau ăsta nu are? Da, vărule, vezi că are și ăsta. What? Poți să instalezi un singur soft. Care soft zice să-l instalezi? Deci l-am șters pe ăla de la Bobo ca să-l punem pe ăsta, cred. Bă, nu știu, sincer. Ziceți pe ăsta? Bobo e mai bun? Mulți vă căciți la Bobo. Ok, hai să lucrăm așa și-l băgăm iar pe la Bobo data viitoare. Da, ăla la Bobo ne dă energie, ăsta nu ne dă. Gen stamina. Ok, ne somn, e problema. Hai mai trecem pe la apu repede. Apu verișorul. Dă-și niște carne. Bob energie, nu dă la agilitate. Grișa putere. Da, ai dreptate. Hai să ne culcăm de urgență. Lupta noastră e în 2 zile, să ținem minte. Faza e că eu trebuie înainte de luptă să am energia full. Ați văzut că dacă încep cu energie pe minus nu e bine. Ne trebuie fiecare drop de energie, fiecare strop. Bum, 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 perfect. Ok, hai să gândim puțin situația. Mai avem o zi. Mâncare mai avem. Deci mâncare mai avem lejer. Hai să ne antrenăm la stamina. Sau nu, hai să ne ducem înapoi la Bobo. Și să începem să lucrăm din nou la el. Îl punem să ne dea softul ăla din nou. Da, 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 da. Iar n-avem banii. Aceeași poveste și nebun. Da, face bara aia mai repede cu softul. Mamă, nu cred că a venit din nou Petrișor. Bă, chemați-vă toți prietenii că a venit Petrișor.
Tot neamul chemați-l pe chat. A venit Petrișor cu 20 de gifturi. Hai, chemați-vă toți cum nații, că e jale. Să primească gifturi gratis. Mersi mult, Petrișor. Chiar nu era nevoie, gen. Dar tu simți nevoia. Bun, bun, bun. Hai la frățiorul. Începem și la asta să lucrăm. Îndoim astea. New tech available. Hai, kick. Uppercut. Na, heavy uppercut-ul nostru e regele. Petrișor i-a dat lui Joe Enilol, Max Cristi, Alex, Yosho, Dragoș Tudor, Alex, Pepsi Man, Dragoș Cristian, Bob de Soia și Y75. Și cred că mai sunt încă 10, dar nu mi-arată mie. Mersi mult, boys. Iată, ne ducem la casa noastră. Mâncăm de urgență și dormim. Că noi avem timp. E bine că avem 13 ore la dispoziție. Stamina e full. Nu știu viața cum o fac full. Știe cineva? Cum fac HP-ul full? Aaa, stând la TV. Ba nu. Mă rog, hai să-i dăm așa. Să mă învețe careva cum fac HP-ul full, că eu sunt pe minus. Mă, cine e mă ăsta? A secret fighting style for VIPs only? Cheat meal? What? Bun, boys, e un moment epic ăsta. Primul nostru om pe care testăm heavy uppercut. Bă, cred că mergem full pe dodge. Pentru că heavy uppercut o să ne mănânce toată stamina. Hai să vedem ea. Dacă îi prind ăsta. Stai. Stai. Oh! Mamă, l-a apărat! What, a căzut? Mă, ce? Mi-a apărat ambele heavy apărcaturi. Insane, omul. Îi dăm în continuare. Dă-i, mă! Oh! 21, vezi că nu e rău? Mă, și-a făcut toată stamina, omul. Oh! Mamă, apără heavy uppercut, aia e problema. Când îl apără e jale, că noi prăpădim multă stamina. Mă, ne-a dat și el heavy uppercut. Mort. Mamă! Le-am bătut că a rămas fără stamina, voi realizați? Wow, cred că heavy uppercut ăsta trebuie să-și umple bara să mai facă level sau nu știu. Mamă! Bă, e bunicel, dar... Tu... Chiar ești tu. Ce? Numele meu e Casey. Puștule, și eu ți-am cunoscut tatăl. Amă, cum era el? El era un luptător. Cel mai bun? Care a fost vreodată? Poate cineva să-mi spună altceva în afară de asta? Cred că este cineva, da. Dar nu putem discuta aici. Întâlnește-mă la casa lui Mic. Ok? Vino singur. Opa! Puștule, ăsta e sergentul de la poliție. Sunt printr-un tunel acum. Te pot auzi. Folosesc toaleta, nu pot. E un tunel cu o toaletă. Cred că e poliția, ne-a prins că hackerim sau? Puștule, faci ceva ilegal? Nu, îți promit. Acum e doar ciudățel. Te-am sunat să te întreb că sunt impresionat de progresul pe care l-ai făcut la ligă. A, mersi. O să-ți crești scorul GPP. Cum ești ok cu legile? A, noi voiam să ne angajăm în poliție, parcă. Bun, bun, bun. There isn't much to check. Nu poți să devii un polițist dacă nu știi legile. Dacă vrei să porți badge-ul, vină la poliție când ești pregătit să înveți. Da, ideea era că noi trebuia să ne angajăm la poliție ca să accesăm niște arhive, să aflăm de tatăl nostru, dar nu ne puteam angaja la poliție pentru că nu aveam GPP. Acum mergem pe aproape 1000 GPP, deci suntem destul de bine. Hai să ne ducem la Bob.
Să începem să lucrăm. Ce ziceți, ne băgăm la poliție? Care e părerea voastră? Viața o faci la gym, la doctor, feel good. Ok. Bun, no slime punching. Hai să mergem la casa asta, să vedem ce vrea. Pisica mea se uită la live. Știi ce este locul acesta? Nu prea. Era casa lui Mic. El era antrenorul tatălui tău. Fosta sală. Dacă cineva îl cunoștea pe tatăl tău, era el. Unde îl pot găsi? E mort, puștule. Îmi pare rău să aud asta. Dar îl poți aduce la viață. Ha, e un om de știință nebun într-un laborator pe aici. Și omul l-a dus la viață. El a avut destul GPP să fie digitalizat. Conștiința lui Mic a fost salvată de către un hacker. Nu este corporația bună. Deja ai fost spălat pe creier. Corporația nu-i pasă, puștule. Locul acesta însemna ceva. Acum e un gunoi. Poate cineva îl va readuce într-o bună zi. Asta ar fi mișto. Dacă ar fi doar un puști capabil prin jur. Da, gen eu. Cu timp liber. Și cu o poftă nebună să înveți mai multe despre omul care a lucrat, care a locuit aici. Dacă doar era un om de genul. Mă refer la tine, pușule. Remodel Mix Office. GPP nu te va face fericit. Mix îți va spune exact la fel. Dacă îl poți repara. Wow, noua poveste, bă. Deci dacă îl refacem pe ăsta, ne zice tot despre tatăl nostru, probabil. Sau doar du-te și vizitează canalul. Ce? Ce e la canal? Bă, nu cred că avem ce să facem aici. What work? Ia. Ne dă stamina asta. Cred că refacem... Dar nu înțeleg. Ah, ia, stai să refacem asta, să vedem ce se întâmplă. Promotion. Ah, ok, de fiecare dată când lucrăm aici își revine clădirea. Bă, interesant, vreți să refacem clădirea asta? Uite, să venim când avem timp. Ai de ales între a deveni un polițist sau să refaci sala lui Mike și să devii antrenor. Vezi că nu zici rău. Hai să mai cumpărăm niște bomboane pentru Mother. Perfect. Ce ziceți, ne facem polițiști sau refacem bă, cred că refacem ăla, sincer. Adică dacă tatăl nostru mai trăiește și ne întâlnim vreodată cu el, îți dai seama să-i spunem că ne-am refăcut toată clădirea unde se antrena el când era copil. Cred că asta l-ar face fericit, părerea mea. Adică ar fi destul de insane. Cred că ne băgăm să refacem sala aia. Dar în același timp, vezi că de asta e un joc cu time management. În același timp, noi trebuie să facem și bani și să ne și antrenăm, altfel ne luăm bătaie la luptă, știi? Bun, 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 bun. Avem nevoie de mai multă stamina. Momentan, luptele le câștigăm din cauza faptului că avem stamina multă. Deci stamina noastră efectiv ne câștigă luptele. Dacă vă place sau nu. Faptul că avem stamina și noi nu ne oprim niciodată e insane. Bun, 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 bun. Vreau să mă duc puțin până la sală. Că a zis că îmi refaci eu la HP-ul. Poți să lucrezi și la sală, și la poliție. Ok, văd că ne reface asta viața aia. Ne masează. Ce mă, s-a terminat? Să închide sala. Doamne, doamne, mă duc să lucrez ilegal atunci. Cât costă jocul? Vezi și tu pe Steam. Sau caută-l pe Zidoia, vezi dacă îl găsești mai ieftin. Bă, a zis cineva că strength-ul nu prea ne ajută. Cred că ar trebui să ne antrenăm la noodle shop mai bine. Voi ce ziceți? Ajunge pe azi. Hai ne ducem repede acasă. 60 de lei G2A și pe Steam 100. Vezi că merită afacerea. Bun, mai avem o zi. Hai să vedem dacă reușim să ne refacem toată situația aici. Te văd one hour videos că dai pe super chat.
Dar n-apare pe ecran decât 10 lei minim, dacă zic corect. 11, vezi că e bine rău de tot. M-aș duce la Bob de urgență. Să mai lucrăm câteva ore. A, putem să ne dăm... Nu, nu ne dăm promotion încă. De obicei la promotion ăsta ne pune să ne batem cu careva. Și momentan... Momentan nu vreau asta. Bun, mai avem câteva ore. Deci... Ne ducem acasă să mâncăm ceva. Moartea reală. Hai să ne refacem fericirea, actually. Ok. Ne băgăm la somnic. Trebuie să ne refacem energia full. Că lupta e cam nebunie cu ea. Și aș vrea să mă duc la săliță. What, e închis? Luăm niște carne. Ai ceva în stânga pe hartă? Ok. Bun. Am unul, deschide și voi sala aia, moartea reală. Fii atent că sunt full big blană, gen. Mai postezi video cu Samzara Auto? Bă, bă! Da, vorule, cum să nu postăm? Fii atent în lupta asta. Postăm, postăm. Ia, cine mă ăsta? Ați comandat 15 yoga mats. Da, eu le-am comandat. S-au pierdut. Câte? 14. Toate? Cum e posibil? Nu e de greu pe cât crezi. O să scriu o plângere. O să o livrez pentru tine. Am imunitate. Data viitoare când comanzi nu știu ce. Ce se întâmplă, mă, cu casinul ăsta? Esteți gata de luptă? O bat cu femeie? Salut, Rafael, voiam să te întreb dacă mai știi unde ai fost în Finlanda acum vreo 5-6 ani, căci vreau și eu să merg la iarnă. Am fost în Rovaniemi, unde e Moș Crăciun, e foarte frumos. Îți recomand, fii atent, femeia asta are un stil de luptă unic. Ce ai, mă, că dacă îi prinde un aparcat de la o dărâm cu totul, cred. Increase block effectiveness. Hai să o dăm așa cu un aparcat și două low kick-uri și vedem cum merge. Dacă ne scade prea mult energia, ne revenim după. Oh, mamă, ce s-a ferit de aparcatul ăla. Oh my god! Na, ne sparge femeia asta. Hai, mă, niciun aparcat nu-i prinde, mă. Trebuie să-i dăm o lovitură puternică. Hard block. Mamă, vezi că ne cocoșează. One hour videos, mersi. Oh! A fost bine ăla, dar nu stăm bine deloc pe energie. Mamă, ne demolează. Na, ne demolează, cred că pierdem. Ța. Nu! Oh my god, la limită, 1! Oh my god! Cine atacă primul? What? Stai că nici nu știu ce îi dau măcar. Bro, ne-a bătut la 1 HP. Damn. Wow, 1
16, bă. A dat ea prima. S-a ferit de prea multe apări ca... Bă, ne sparge, mă, apărcatul ăsta. Ăsta chiar ne sparge. Nu e atât de bun pe cât credeam. Ăsta nu e atât de bun pe cât credeam. 14. Ne-a toată stamina. Full. Damn, bro. Ne mai antrenăm, ne mai antrenăm. Rafa bate femei. Ce naiba, că m-a văzut de m-a spart. Trebuie să ne dăm și promotion aici. Ia, hai să încercăm să ne dăm promotion, să vedem cu cine mai batem. Dar n-am toată stamina. Nu e vina mea, tată, ok, Bobo. Ce s-a întâmplat? Câteva slime-uri au scăpat în canalizare, găsește-le. Și vei fi promovat. Găsește slime-urile în canalizare. Bă, nu momentan. Ia, apărcat normal. Bro. Vezi că ne-a cocoșa femeia. Bun, bun, bun. Ne ducem în partea elaltă. Folosește atacuri doar din acel stil de luptă. Adică toate pe energie. Altfel ai mai multe șanse de câștig. Și acum e fără energie. Doar scoate un atac. Vedem, vedem, vedem. Stai să ne revenim și noi. Femeia era pe agilitate. Bă, vedem cum ne descurcăm. Am pierdut doar o luptă. Îți dai seama, e ok să pierzi o luptă. Și am pierdut destul de aproape. Adică nu e chiar finalul. Finalul lumii. Câtă carne avem, mă, că sunt curios. Bun, deci avem binișor. Refacem imediat energia. În două zile ne luptăm iar. Bun, 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 bun. Că ne-am făcut tonusul, nu știu ce ne-am făcut. Oare poți să upgradezi treadmill-ul? Știe cineva? Chiar sunt curios, hai să mă duc la apu. A, uite la sewer aici. Hai că gătim de urgență. Agility mai bun? Încercăm și agility. Bye. Punch after punch, asta e agilitatea. 150. Zice să cumpărăm asta și să încercăm să trecem pe agilitate? Nu face la ăsta? Păi ce are la ăsta dacă facem? Ce se întâmplă? Păi când o e foarte OP. Începem și la Bobo. O să luăm și o luptă la hacker să vedem cum e. Agilitate zic eu. Hai că încercăm și cu agilitatea, dar ne trebuie bani. Bun, hai repede acasă. Mai avem o luptă iar. Ok. Trebuie să stăm la televizor puțin. Ia casetele. Bă, sunt bune casetele alea, voi ce ziceți? Am început lupta nebună. Și nu avem HP-ul full, aia e problema.
Ia stai așa. Încerc să-mi refac HP-ul cât pot la doctorul ăsta, că avem 12 ore până la luptă. Să începem full. Bă, îi dăm $20 hackerului? Care era, mă, hackerul aici? Era? Cum fac să-l accesez pe hacker? Trebuie să mă duc noaptea, îl suni? Știe cineva? Îi dai mesajul, hey, quest. Că nu pot să mă duc la el. Doar noaptea? Atunci e cam nașpa. Pe Grăsan îl batem, n-am ce să zic. Stai mă, care e heavy uppercut-ul? Shovel hook, punch, kick, heavy uppercut. Îi dăm așa să ne refacem și puțin energie. Heavy uppercut și shovel, ia. Bă, dar apără tot ăsta, e insane, omul. Uite-te și tu. Deci omul apără orice. Da, n-are nicio șansă asta. Ok. Băgăm de două ori heavy uppercut. Fii atent aici, nebunie. Oh, mort. Trebuia să luăm cu hacker, dar n-a mers să-l contactăm. Fighting is cool, you want 10 times, you are getting better and better. Bun, 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 bun. Mi-a zis cineva să mergem la APU și să luăm casetele. Ne ajută casetele astea cu ceva? Voi ce ziceți? Da sau nu? Care e părerea voastră? Da? Cumpără casetele. The more scarce the product and the higher demand. Pare un scam. Zice că o să fie mai scump pe următoarele, probabil. Bring tape to Henry. Da, 200. Ia mă, Henry. Avem o nouă casetă. Ai o casetă? E singura? Mai are APU. De cine ai adus restul? Ah, e scump. Nu e nimic știți pe casetă, mă întreb ce film e. Ne dă niște puncte când ne uităm la filme cu ăsta. Hai să aflăm. Mă, ne bagă filmul. Stony. Stony arms. You want muscles like stony. Increase the effectiveness of barbell training. Increase the effectiveness of treadmill workout și punching ball. Deci toate antrenamentele pe care le facem vor fi mai bune. A fost bun filmul. Nasul tău e rupt. Cum arată? Râd ăștia să simt bine. Deci dacă mai găsesc casete, să le aduc. Bun, 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 bun. Zici și mie că mai am niște mâncare, altfel e moartea reală. Ce că știm recomanzi? Bă, hai că e ok, e ora 15, ne ducem de urgență la ăsta.
Bă, ce să zic, ăștia pe care le-am eu îmi plac, de la Razer, le-ai în descriere. Krakenurile și Black Shark-urile, ambele căști îmi plac. Black Shark-urile sunt chiar mai confortabile decât astea pe care le-am eu acum. Dar astea când le pui pe ureche nu mai auzi în exterior. Black Shark-urile dacă le pui mai auzi în exterior ce se întâmplă. Deci depinde cum vrei tu toată treaba. Zburăm până la asta repede, trebuie să cumperi parcurile cu Old Respect Points. Da, ai dreptate. Bun, deci increase the effectiveness of push-ups on carpet. Bun. Increase the effectiveness of barbell training. Noi nici nu avem barbell. Punching ball training. Bun, fii atent. Allow you to carry more items in your inventory. Increase movement speed around the city. Ăsta nu e rău, să știi. Ăsta nu e rău, că ne mișcăm mai repede prin oraș, dar dacă noi vrem să mergem pe Taekwondo, să încercăm cum e, o să ne trebuiască să cumpărăm punching bag-ul. Și punching bag-ul, o să luăm chestia asta. Voi ce ziceți? Ca să ne dea și mai multe puncte la punching bag. Că pe punching bag face agility. Slogger e bun. From one main character to another, work hard and don't get distracted. Increase work efficiency. Bă, nu zici rău. Punching ball training. Și ăsta e la fel de bun. Să te miști around the city. Nu e rău, nu e rău. Bun. Vezi că poți face promoția la Bobo? Da, ai dreptate, ai dreptate. Hai că o facem acum, stai așa. Am o fază că urmează lupta aia nebună. A, nu, doar ne înscriem, ok, perfect. Trebuie să strângem bani ca să cumpărăm echipamentul ăla, aia e problema. Deci hai să nu mai cheltuim. Ne ducem repede la APU. Deci nu mai cheltuim bani, doar ne luăm mâncare. Ne luăm mâncare, ne ducem acasă. Gătim și ne ducem la Bobo și tot așa. Nu o să mai facem episod cu ăsta. Doar jucăm pe live. Deci dacă vreți voi să faceți momente sau ceva, salvați live-ul sau... Bine, live-ul rămâne salvat, fără parte de intro unde... Ne uitam la videoclipuri. Du-te la hacker. Bă, nu zici rău, nu zici rău. Ne putem duce la hacker să vorbim puțin cu el. Să vedem care-i treaba. Hack my next fight. Ok, următoarea luptă o să-ți dea mai multe puncte GPP. Bun. Mă duc acasă, mai mănânc și vedem. Mamă, o să fie greu să strângem bani pentru ăla. Că vine și lupta, aia e problema. Cred că sacrificăm o luptă, nici nu știu. Asta e mai aproape de noi. Mai ușor să ne ducem să muncim la el. O să luăm și o promoție aici. Trebuie să mergem acasă să ne culcăm. Uite la canalizare. Mă duc la canalizare, dar urmează lupta, aia e problema. Să mă duc la APU. Cumpăram iar mâncare. Hai mă la sewer să vedem ce se întâmplă. De urgență, așa. E că ne batem pe aici, dar noi ne batem și ei. La sewer și la... Ce mă cutia asta? AirPods. The freak? Moartea. Măcar avem energia full dacă ne batem.
Bă, Toby nu mai e faza cu codul pe G-Fuel de mult timp. A rămas intro-ul outdated, dar nu mai există cod pe G-Fuel. E pe Energy Lab codul RAF. Bă, frate, unde ne ducem, bă, băiatule? Ce părere de iPhone 14? Bă, nu folosesc iPhone. Deci nu știu. A, bă, lasă-l, unde mergem? Ia. Ce cauți tu aici? Caut niște slime-uri. Tu încerci să intri în teritoriul rezistenței? De asta ești îmbrăcat ca un om de tinichea sau... Sunt imun la Wi-Fi-ul toxic. A, Wi-Fi toxic, nu mai contează. Ai văzut niște slime-uri? Nu. Rezistența niciodată nu va merge verde. Pregătește-te de luptă. Ok. Mamă, ne sparge ăsta. Ia. Ce s-a întâmplat, mă? N-am atacat deloc, what? Oh. Îți dau bine la frățior. Oh. Asta feri, bă. Dă-i acolo, dă-i, că dai bine. Dă-i că dai bine, vărule. Bă, da, doar picioare dau. Mă, s-a ferit de uppercut, bă. Mă, lasă-mă, te ferești de orice. Să-i prindem un combo bun. Nu stă nici el bine pe stamina oricum. Mamă, că putem să-l batem. Mamă, ce combo mi-a dat! Uite, deci tu e identic. Ce se întâmplă aici? Nu, nu stăm bine pe stamina. Hai, mă. Oh. Cocoșarea. It wouldn't do any harm to sort out the trash. A short but short time later, a trecut ceva timp. Ha? Huh? Slimes for Bobo. Cred că pot să plec, sau? Nu pot să mă teleport. Oh my god! What? Deci în sus nu ne lasă să trecem. Mamă, vezi că e nebunie ce se întâmplă aici. Bobo cred că e închis, nu ne putem duce la el. Adică închide într-o oră. Lupta noastră vine în ceva timp. Aba că a fost bună, a fost bună. Ideea de thumbnail Rafa Tyson. Bun, am mâncat, stăm super bine. Trebuie să mergem la sală să ne refacem HP-ul, da. Și trebuie să, nici nu știu, strângem bani. Deci hai să mergem la frățiorul. Să lucrăm de urgență aici. Asta ne consumă mai mult... Hangar-ul. Iată, ne face fericit jobul ăsta. Mă, pot să iau și de la asta promotion. Bun, fie antenă. Ne ducem de urgență acasă. Dormim puțin. Bum, 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 bum. Mergem la săliță. La robotul ăsta. Ne facem full și suntem gata de luptă.
Ia vezi cine masează roboțelul. E că am scăzut stamina, aia e problema. Omovorule. Hai să o dăm ea. Bun. Mamă, iar femeia! Hai că încercăm cu combo-ul ăsta să vedem dacă ne iese. Dacă o împingem în colț de tot, o cucoșăm. E că asta e strategia noastră, nu ne dăm niciodată înapoi. Sau? N-ar trebui să o împingem să cadă sau cea de genul dacă o forțăm în colț? A, păi se resetează, mă. Păcat. Deci piciorul ei ne împinge. O, dar se ferește de orice, e incredibilă femeia asta. Și oameni, bă, suntem tanci, tu nu vezi? Blocăm orice. Dacă i-aș prinde un uppercut de la o distrug. Uppercutul nostru e degeaba, naiba, se ferește non-stop. Dar avem prea multă stamina, uite, deci tu suntem tanci. Deci nu mai... Așa stăm. Stă la așa și ia toate hiturile. N-ai ce să-i faci. Am bătut-o easy. E cea mai proastă zi, îmi pare rău că ai pierdut. Pleacă de aici. Yoga matters. Oh, vezi că și build-ul ăsta e interesant. Adică e tank-ul nostru, nu ai ce să-i faci literalmente. S-a pus așa și nu mai dai în el de... N-are niciun stres, nu pleacă nicăieri. E bun și build-ul ăsta, dar mă rog, încercăm și taekwondo, vedem cum e. Le încercăm pe toate, press upon. Trebuie să mai strângem banii, 150 ăla. Ia vezi-l pe al nostru. Ia zi vărule, că am luat slime-urile. Can have your promotion, ia mă câți bani ne dă. Că ne dădea 33 parcă. 37, e binișoară. Și avem și eficiență. Deci noi trebuie să ne axăm să lucrăm doar la Bob ăsta, că e insane. E foarte eficient și ne plătește foarte bine. Doar că, da. Deci nou slime punching. Bun, fii atent, fii atent. Ne ducem repede la apu. Îmi face episodul Car for Sale. Yo, a venit ăsta aici, ești nebun? $5, mersi. Salut, apu, eu sunt... Cineva a zis, nu te mișca, asta e un jaf. Ce? Cât de norocos ești, că eu sunt aici să te protejez. Eu sunt. Da, așa. Nu ești tipul de la box? Ce, nu. Eu sunt super erou din acest oraș. Eu sunt. Darkest Fist. Nu-mi pasă. Ce ești? Ți-e frică? Ha, ha, ha. Pleacă de aici, Dan. Robocop. Ha. I-a zis ăsta că e Robocop. Ne vom întâlni din nou. Ai trecut de linie. Ce ai zis despre pământ? Am zis... Ce? Salut, Greg. Ai ratat gameplay. Am zis că e pământul rotund. Ascultă aici, domnule. Cel mai prost creier ever. Ai auzit de Bedford Level Experiment? S-a mai văzut planeta din cosmos? Cu ochii tăi? Nu, nu cred. Ai construit niște teorii false. Mamă, să ceartă ăștia. Ăștia o să moare între ei. Nu-l lăsa pe ăsta să te enerveze. Nu o să te înțelegi cu el. Tu zici că am greșit? Nu, doar spun că... În cazul ăsta pregătește să te lupți cu rezistența. Iar? Mă duc și eu la magazin să-mi iau de mâncare și mă bat cu ăsta, ești nebun. Hai mă că te batem iar dacă ești așa... tare în goarnă. Că sunt tankul României și nebun, doar că n-am stamina full. Hai. Dă-i așa în continuare. Ia vezi, nimic nu ne face asta. Și când venim cu apărcaturile noastre, mă, 3 am dat. Te-ai ferit acolo. Trecem pe un bloc mai ușor. Că e jale. Amă. Pff.
Bă, nu știu exact ce să fac, sincer. Stăm slab pe energie. Ha, la un hit distanță ne-a bătut, bă. N-am putut să-l bat că n-aveam energia full. De unde să știu că mă bag cu ăsta? Am văzut un documentar pe YouTube. Data viitoare te cocoșez. Bă, ce cap de muscă. Ne-a bătut, mă. Aveam, cred că, un sfert din stamina noastră era luată. Aia era problema. Adică noi venisem de la muncă, nu... Mă rog, mă rog, mă rog. Nu, nu, stai aici. Signing available now. Bă, dar ne chinuim la maxim, bă, să facem bani de gadgetul ăla. Să-mi bag piciorul în el de gadget. Trebuia să lași blocul? Cred că da. Mergem de urgență la ăsta. M-am gândit că intrăm pe ofensivă ca lumea și-l batem, dar ne-a dat hit-ul ăla cu 21 damage și ne-a spart. Bă, oficial avem banii. Ăsta e cel mai bun job al nostru. Ne-a dat super mulți bani. Cât mai durează live-ul? Da, și vei un like acolo, boys, nu știu câte like-uri avem, 5.000. Putem să pușăm și noi mai mult de atât. Hai de urgență la frățiorul, cumpărăm alea. De fapt, cumpărăm ăsta punching bag. Mergem la apul, luăm niște mâncare. Iar să ceartă, bă, ăștia aici. Ăștia au rămas aici, sunt nebuni. Mergem acasă. 5K, bun, bun, bun. Pâinele din fața supermarketului după ce am curs de pâine. Ok, deci, avem ăsta care ne va antrena. Dă-i. Bun. O să intrăm pe un build diferit de taekwondo. Deci acum îi dăm full big blană cu picioarele. Ok? O să începem cu dojuri, mă gândesc. Avem 4 dojuri și o să fie insane. Și o să ne uităm noi aici. Deci taekwondo ne învață așa. Avem două atacuri din taekwondo, high kick și 100 wins. Deci mergem și le punem. High kick și 100 wins. Ce, mă? Nu era atac ăsta? Energy cost are less dependent on strength than a dodge. But your chances are better. Better. What? Deci energia costă... Nu, costul energiei este mai puțin dependent de putere decât un dodge. Nu înțeleg ce vrea să-mi zică. Ha? Ok, deci dacă pun ăsta... Ah, lol, aici era. Dar nu-mi dau seama ce e asta. Deci ne ia 3 energie... Putere? More energy is restored between rounds. Mamă, o să fie insane, că noi deja avem build pe energie. Adică la noi chiar o să fie insane. Momentan n-avem destule de la... Middle kick. Stai puțin, dacă e cu albastru înseamnă că e pentru taekwondo? Că uite, îl văd pe ăsta în spate, e cu albastru middle kick-ul. 6-6 și ăsta e 7-6, ăsta e mai bun. Push punch. Attack modifier has a small chance of pushing the enemy back. Ne trebuie 9 agility. 100 wins e un dodge mai bun, ok. Hai ne antrenăm și vedem ce iese până la următoarea luptă. Poate reușim să facem 9.
Bun, 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 hai să gătim. Mamă, nu mai are pastile de alea. Bun. Deschid o casă lângă hacker. Ce e fața asta nefericită aici? E obosit caracterul nostru la antrenament, cred. What? Nu mă lasă. Hai la Bob atunci. Batem niște slime-uri atunci. Acum o să merite să lucrăm la ăla cu noodles, cred. Că ăla cu noodles ne dă agilitate. Voi ce ziceți? Trebuie să luăm și de astea și nu mai am bani. Candy-uri. Mâine faci weekendul horror? O să caut un joc horror ceva pentru mâine. Momentan n-am găsit. Chiar nu prea știu. Nici eu ce să mai bag. E nefericit caracterul, că nu poate să se antreneze atât de mult. Gen la nesfârșit. Bă, e cam nasoală situația. Nu știu dacă ăla la sală ne cere bani ca să ne maseze. Aia e singura mea problemă. Pentru că noi urmează să avem o luptă și n-am HP-ul full. Deci chiar nu am idee. Or, fight available now. Nu ne luptăm acum, ne ducem la sală. Hai să vedem. Nu ne cere bani. Hai că e bine. Ia vezi ce nebâzie pe spate ăsta. Foamea ne interesează, dar ne dă asta niște energie, fii atent. 20 de dolari și ne dă 20 energie. 5 energie și 15 HP. Dă energizantul ăsta, asta e. Ia. Mamă, vezi că suntem big blană. Acum chiar intrăm la bătaie. Bă, nu știu dacă ne iese stilul ăsta al nostru. Hai să încercăm, hai să încercăm, ia. Deci avem full dodge-uri și în rest picior high kick, ok, heavy uppercut, hai să vedem cum ne descurcăm. Că avem stamina insane. Oh, 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 ia, opa, opa, n-a mers niciun dodge? What? Caracterul nostru ia toate hiturile. Bro, what? Ha? Mamă, e moartea reală pe dodge-uri. Pana mea, nici eu nu mai știu să mai zic. Uite-mi de meci bun, dar... N-avem energie, mă. Ne bate la 1 HP din nou. Trebuie să pui 100 wins toate. N-am pierdut, bro. Decât dacă ne ferim aici. Moartea reală. Bă, cu nimic. Prea prost, bă. Am pus 17 dodge-uri din ăsta ferit niciodată. Wow, wow, wow. Ori n-avem destul. N-aveți niciun control în felul care vorbiți.
E inacceptabil. La de o pauză. Vreau să-mi cer scuze de delivery guy totally. Bă, nu înțeleg ce vrea femeia asta, nu înțeleg. Not all fights are personal. Era, te-ai descurcat bine în ring. Nu m-ar deranja să avem o sesiune de sparring. Ok. Trebuie să mai lucrăm un pic. Heavy punch-ul ăla nu știu dacă ne-a ajutat prea tare, părerea mea. Ok, deci. Hai să ne ducem aici. Trebuie să mai creștem puțin... Zim, agility-ul. Și să punem, cum a zis abonatul ăla, să punem full 100 wins sau care era. Trebuie să facem level 9 aici. Noi avem stamina super multă, dar nu se... Efectiv, caracterul nostru nu se apără. Cred că mai bine pun blocul ăla. Mai bine blocăm decât, nu știu. Mă rog, fii atent, hai să ne teleportăm la asta repede. Și vreau să-i cer un promotion, mamă, dar n-am energie, dacă mă pune să mă bat. Hai să vedem ce vrea. Ai, 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 bro. M-am dus degeaba la ăsta, că s-a terminat ziua. Fuck. Bro. A, bă, nu, că eu am făcut banii. O, la fix. Mihai, mersi de membro. Punch Club 2 cu poveste? Da. Signing available. Vreau să mă teleportez la frățiorul. Vreau să-i cer să ne promoveze, să vedem ce se întâmplă. Dar acum merită să lucrăm la ăsta mai mult decât la Bob. Start work. Promotion. Ai nebunit? Nu îmi cer scuze, așa de sigur. Sau pot să-mi cer scuze? M-a răzgândit. O să am jobul tău. Ce s-a întâmplat, bucătarule? Tânărul ăsta ne-a pierdut proviziile. Nu știu ce să zică despre provizii fresh. Taci din gură. O să sun managerul. Ai nevoie de numărul lui. L-am notat aici ca și tata. O să găsesc proviziile. Dar îmi datorez o promoție. Bun, recover the supply crate. A, am găsit-o în sewers deja. A zis că e în sewers, dar mi-am găsit o cutie. Cred că aia era? Sau? Stai, ce? Mi-a zis că e în sewers. Ia mă, hai în sewers să vedem. Găsisem cutia, dar era altă cutie. A, e drumul ăsta. Episodul 4 din Fierce to Fathom? Bă, da. N-avem HP-ul la maxim, aia e singura problemă. Dacă ne batem iar cu unul... Folosești doar mișcările de la Agility ca să le dai masterie o bară galbenă în stânga lor și atunci îți devină mai bune, mai frecvente. Ok, înțeleg ce zici. Bă, nu știu dacă putem să-l batem pe ăsta, că n-avem HP-ul full. Un străin vrea să ne fure. Lasă-mă, dacă mă îmbrac ca tine, dai cutia, taci din gură. Nu o să-ți dau cutia, indiferent. Bun, fii atent ce facem. Folosim ăsta Big Blana. Mama, are viață insane, omul nostru 63. Ia mă, că îi dau full high kick-uri, ia. Deci suntem full big blană, toate atacurile doar agility. Mă, câte picioare i-am dat. Vezi, sau ne-am ferit doar o dată, aia e problema. Deci abilitatea noastră de a ne feri, trebuie să-i facem level up mult, că poate e mai frecventă. Na, ne sparge frățiorul. Dacă punem noi bloc. N
Da, mare, viață prea multă și nu-i dăm destul damage. Deși am făcut level up ca lumea vă astea două. Fugi de aici, cică. Ok, măcar știm unde e. Luăm energie și am plecat de aici. Bam, 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 bam. Ne luăm 900 bătaie? Bă, da, pentru că încercăm stilul ăsta nou de luptă. Și cred că o să dureze puțin până ne ajustăm la el. Aia e toată problema. Dar odată ce ne ajustăm și... Îl încerc, nu știu că voi mi-ați zis. Mi-ați zis că e super bun ăsta, că e bă, insane. O fix 8 dolari. Bun, hai să începem să lucrăm aici. Bun, am văzut domn, nu mai e nevoie să spameze atât. Am văzut mesajul tău. Ok. Hai să băgăm niște mâncare. Să. Ok. Trebuie să ne antrenăm aici. N-avem încotro. Trebuie să facem level 9 pe agility. Hai că ne decal lumea. Facem lejer. Bum, 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 bum. Perfect. Și am deblocat ceva nou. Mamă, spin kick to head. Asta o să fie interesant. Îl cumpărăm. Ducem la caracterul nostru. Și împingem inamicul, cică. Attack modifier. Care e mai bun? Ăsta se scade energia sau? Club și du-te cu slider în Galar FX. Galar FX, gen. V-ați uitat la mine vs. X-Leader în Galar FX? Ok. Mâncăm și noi, bună seara. A, noapte bună. Nu fost zgomot. Da, trebuie să cumpărăm, dar îi cumpărăm după. Lucrăm la frățiorul. New tech available. Mergem repede la apu. Există pe Archido o mișcare care îți dă dublu stamina? Înapoi când o folosești, double inhale. Bă, e bună aia înseamnă. Trebuie să dormim, ești nebun. Mă, și n-avem HP, n-avem nimic, cred că lupta asta e... Ba, hai că ne facem. Dăm un pic aici să deschidă ăștia sala. De fapt, hai că... Merge. A, facem sparring, avem meci? Bro, pe n-am avut timp să refac HP-ul, glumești? Iată că suntem amândoi pe stilul ăsta de luptă.
Low kick-ul e mai bun decât chestia asta. Low kick, low kick. Ia să vedem. Bro, n-am HP-ul full. Va merge bine. E cam jale pe stamina. Mamă, 42 am dat. S-a ferit de toate hiturile. Da, e over pentru ea. Easy de tot, nicio șansă. Push punch, dar nu știu ce înseamnă că se umple galbenul ăsta. Dar nu pare că-și de level up. Mamă, te descurcam mai bine ca data trecută. Încerc să nu fac aceeași greșeală de două ori. Văd că ești un tip de treabă. Poate vrei să vii la clasele mele de fitness. Sunt destul de ocupat. Tatăl meu a dispărut misterios. Mama mă ține încuiat în casă. Încerc să-mi dau seama de multe lucruri. The lazy slumps would rather do neurotraining than good old fashioned fitness. Ok. E vorba aici. Morim, ești nebun. Ok, hai să ne gândim cum... noi mai avem o luptă în afară de asta. Ce mă? Oh my god, bro. Na, ai pierdută lupta asta? Na. Lupta asta e papaluci aici, nebun. Na. Ce foame astea. Mamă, canapeaua noastră nici nu ne ajută. Mamă, ne-am făcut la limită, fii atent. Tot femeia asta. Păi ești nebun, ce se întâmplă, mă, trăim în matriță. Păi de data asta îți dau cocoșare, ești nebun, sunt full big plană. Deci s-a ferit literalmente de 3 ori. Come on. Oh, în continuare că merge. N-are șans. Apăr ca frumos. Big blană e over. Salut, salut. Iarăși te-am. Am văzut că nu te descurci rău în ring. Păi pasă de câte clase ai trecut, corect? E un compliment. Vreau să-mi cer scuze pentru că m-am comportat și la trecută. Am zis că ești prostovan, serios? Poate când erai bebeluș, mama ta te-a aruncat de la etajul 18. Sau te-a lăsat în fața TV-ului 6 ani. Poate nu ești atât de inteligent de la naștere. Nu știu mă ce zice ăsta, râd între ei frățiorii. Vreau să te invit la nightclub să celebrăm ultima ta victorie. Salut, Rafa, sunt mare fan de Alta Uma, uit la tine din 2015. Te iubesc și nu te opri niciodată din ce faci. Mersi, mersi, Mihnea, mersi. Mă invită și la club, nu știu care-i faza. Hang out at the nightclub, bun. Mergem acasă, mâncăm, ne antrenăm. Mai avem de deblocat încă un skill la 10 agility. Bun, deci asta a fost ultima noastră mâncare, cam aia e problema. Hai să dormim. Și ne pregătim să lucrăm la Bob de... La Bobo dimineață. Următoarea luptă o băgăm, big blană.
Bun. Spin kick to head. Bă, nu știu dacă merită lovitura asta. E din nou o lovitură de-aia insane. Ne ia toată energia. Da, vedem, vedem, vedem. E ora 2, deci... A, știi ce trebuie să facem noi? Trebuie să mergem să-l batem pe ăla în sewer. Așa e. Du-te la police station. De ce se întâmplă la police station, că nu înțeleg? Bun, fii atent, că trebuie să-l cocoșăm pe ăsta, că sunt full acum. Bărule, am venit să iau cutia înapoi, nu vrei să-mi o dai, nu știu ce. Atunci ne batem. Fii atent. Facem spin to head. Și după aia un... Cred că low kick e mai bun. Da. Hai că încercăm așa, vedem ce iese. Ne cam folosește multă energie. What? Oh! Oh! Mamă! Ia atent ce se întâmplă aici. Ieșim cam pe minus, aia e problema. Mamă, Legion, ce ai făcut, fratelo? Fratelo, ce ai trimis, mă, acolo? Super efectiv. Mai doresc să vizitez ta 5 story mode? Bă, ne băgăm și la un story mode. Stai așa că mă bate ăsta, iar... Deci rămâne fără energie el, cred. Mai băgăm un low kick. Am de atac ăsta. Hai, mă, nu te da bătut. Hai că îl facem, dar nu mai avem energie. Oh my god. Come on. Oh! Mamă, la Mars. Big blunder. Mă, ce... Bam! Ce picioroangă i-am dat la Urlac. Am bătut Urlacul din canal. Mă dau bătut, este al tău. E în regulă cu mine. Ca să ne promovezi ăla. Mamă. Bun, hai să plecăm de aici. Dă-i și side punch. Și aia, mă, direct din picioroangă i-am dat. Bun, momentan ăla a închis sus acolo, deci nu ne putem lua promovarea, ne ducem la Bob, dar n-avem bani. Damn, băi, Legion, ne-ai cocoșat. Nu înțeleg de ce n-apare pe ecran, aia e problema. N-apare pe ecran că ai dat super sticker, oare? A, nu! Ai dat 500 ARS, ok. Am înțeles. Deci nu prea ne-ai cocoșat. Deci a fost seacă. Ai văzut că a murit actorul Hector? Bă, am văzut. Era bătrânel, 80 ceva de ani. Bun, avem $114. Stai să mă gândesc cum procedăm. Deci noi trebuie să mai antrenăm puțin. Hai să mergem până la apă, luăm mâncare. Așa. Avem următoarea luptă. Hai să mergem la ăsta. Să-i zicem că am găsit alea. Dă-i și mie un link de la noua emblemă de membru. Că stare curios. I got the crate back. Bă. Nu mai știu unde văd. Stai așa.
Asta este noua emblemă. E logo-ul canalului gen din prima lună, doar că e mai... O să iasă în evidență că e colorat, așa e făcut interesant. E pentru 48 de luni sau cât e? Parcă da, And his name is John C. Ramano! Bă, cred că băgăm și chipul la el. Install, perfect. Am băgat și chipanul la el, că suntem full agility. Sfat într-un număr începător, mersi Vic. Bă, ce sfat să-ți dau, nici nu știu. Nici eu nu mai știu, sincer. Ia uite-l pe ăsta, bă, băiatule. El vrea neapărat să mă duc acasă să mă întorc. Oare nu poți să dai un time skip în jocul ăsta? Ca să nu fie nevoie să fac chestii de genul? Bă, nu știu ce sfat să dau pentru youtuber începător. Sincer să fiu. Adică, dacă te uiți pe canalul secundar și eu sunt oarecum un youtuber începător. Că mai ales avatarul la virtual. Am reînceput de la zero oarecum. Că trebuie să prind altă audiență. E mai complicat. Nu știu. Eu pe ăla postez zilnic două videouri. Joc diferite jocuri, încerc, vedem ce prinde, ce nu prinde, ce să zic. Presupun că la început e un pic greu să-ți faci o comunitate din diferite jocuri, cred. Te poți axa pe un singur joc, poate, gen, nu știu, full Roblox, full Minecraft, full ceva și de acolo poate mai încerci și alte lucruri. Pentru că e un pic greu dacă o să joci din toate jocurile să-ți faci o comunitate mare, cred, de la bun început. Știi? Așa se face o comunitate pe un singur joc și după aia când joci altceva, vor fi o parte din oamenii care se uită și la acel altceva. Cam asta ar fi gândirea mea. Acum nu știu că diferă. Văd că începe și lupta. Uite că ne facem tonusul acum noi. Bun, fight available now. Ne băgăm repede la som. Bam, 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 bam. Bă, nu mai avem mâncare. Cred că mâncăm un d-ăsta. Așa. Refacem și noi HP-ul ăla. Și îi dăm cu lupta aia. Bun, ăsta e pe Somba, pe alte nebuneli. Pa-pa-pa-pam-pa-pam-pam. Vezi, astea sunt full. Gen, bara galbenă e full. Nu cred că mai e nevoie să le folosesc. Ia, hai să vedem care e multă viață, frățiorul. Mă! Ne ferim, ești nebun? Da, am consumat toată energia. Trebuie să ne refacem puțin. Suntem ok momentan, dar aș prefera un... un high kick ceva. Ok! Uai! Delegat, delegat! Hai, chiar dacă cocoșarea astea. Salu ne zice. Mamă, 20 de uraș. Ne-ai cocoșat. Deci chiar ne-ai cocoșat. Mersi mult de tot, chiar nu era nevoie.
That guys sure knows how to fight. Știi să lupte tipul ăla. De partea cui ești tu. Eu sunt în colțul tău. Dar trebuie să le dai fanilor ceva de care se bucure. Întrebare de baraj. Ce sfat i-ai dat el la început de it? You already familiar with your neuro trainers? Ia că ce trebuie fani. Eu eram un luptător tânăr. Poți să folosești extrem neuro training. Extrem neuro training. Ăla e Lamborghini-ul neuro trainerelor. Te poți antrena chiar mai rapid și mai eficient. Sunt niște riscuri mici, extrem. De ce e stricat? N-am idee, mecanicul nu știu ce. Întreabă-l, poate face ceva. Deci dacă rezolvăm cu ăsta, ne poate antrena mai repede. Băi, Vic, nu știu ce sfat mi-aș da mie la început, dar ți-am explicat, te poți uita pe canalul meu secundar. Pentru că pe canalul ăla efectiv sunt la început cu YouTube-ul. Adică, băi, dacă te uiți pe videoclipuri, nu știu, sunt 10.000 de vizite pe un videoclip, 20.000 pe un videoclip bun, deci oarecum cam la început canalul. Canalul secundar de când am făcut schimbarea asta cu avatarul virtual. Deci asta fac. Asta încerc să fac cu două videouri pe zi, încerc jocuri diferite, dar în fiecare zi Roblox. Cine e comunitate de Roblox mereu pe canalul ăla, dar mai jucăm și altceva, știi? Însă n-am altceva ce să zic, dacă aș fi la început, probabil m-aș axa pe un singur joc. Zice să-i facem o diagramă ăsta, nu știu ce zice. WAE, mersi mult de tot de donație, 20 de euro. Vic, mersi de asemenea. Nu știu, mă, ce vrea ăsta, dar nu ne băgăm acum să facem noi aici. Misiunea asta nu prea mă interesează. Dar hai să mergem la mișto. Unde era, mă? La casa lui Mic. Hai să mai reparăm aici, dar nu cred că mai am mâncare. Nu cred că mai e mâncare. Vreau să reparăm asta, să vedem ce se întâmplă. Asta e, să vedem. Hai la apă de urgență. Până la cât ți-l ai vrea, fapă? Nu știu până la cât îl țin, că nu e o oră bătută în cuie, așa, să zic exact. Te duci la boss, mafia, pentru acest quest. Bă, da, nu mă interesează la momentan. Bun. Hai să ne ducem să lucrăm aici. Să mai punem pe picioare asta puțin. Deci aici era locul unde s-a antrenat tatăl nostru de a dispărut. Signing available. Ia mă că ne înscriem noi mai târziu. Nu mai scriu eu atât de repede. Deci nu ai fost la Untold? Nu îmi place să mă duc la evenimente de genul. Mai ales că dacă mă duc în România o să mă recunoască toată lumea. Și se transformă într-un fan meeting. Deci nu prea mă duc la evenimente de genul. Pentru că ați văzut și la Bucharest Gaming Week sau la așa. Când am fost la Bucharest Gaming Week, eu nu am cum să mă duc la evenimentul ăla, pentru că oriunde mă aș duce în sala respectivă, mă vor opri oameni să facem poze. Oricum am făcut poze, că am făcut la meet and greet. Nu asta e problema, dar nu te poți bucura de eveniment în sine. Poate dacă mă duc la Untold și aș lua ceva super scump, gen VIP, habar n-am, backstage, stai separat. Dar cam asta este minusul, momentul în care oamenii... hai să ne scriem aici. În care oamenii te cunosc. Bă, am reparat cât de cât ăsta. Dar trebuie să mergem să mai cumpărăm niște mâncare, cred. Te duci mascat? Da, nu știu ce să zic. Bun, trebuie să ne băgăm să și lucrăm puțin. Ia-ți bodyguard ca lui Aisho Speed. Nu e problema că sar oamenii la bătaie. La Aisho Speed efectiv a sărit unul să-i dea un pumn în față. Era, a fost tare faza. Gen, chiar l-a lovit, mi se pare. Și a sărit bodyguardul ăla direct la bătaie. Ar trebui să căutați faza dacă n-ați văzut-o. Era la un meci de fotbal. O juca Stand of 2 după? Nu, ne jucăm asta full. Bă, cineva a zis ceva interesant. Mi-ați zis voi să cumpăr mâncare de la Bobby. De la Bobby Boo. Dar nu știu dacă ne oferă mâncare. Da, bă, ne oferă. Fii atent, $28 și ne dă 42. Ai la altă cât ne oferă? $28 și ne oferă 42. Vezi că merită.
Aia ne oferă mai puțin și sandwich-ul ăsta îl mănânci instant. Gen, sandwich-ul ăsta i-ai dat jap-jap. E mult mai bună mâncarea lui. $45 e cealaltă și e $35. Deci asta e mai ieftină. De ce nu mai lasă să cumpăr, bro, că s-a terminat programul? Mă rog. Ok. Du-te la laborator. Ce se întâmplă la laborator, e întrebarea. Deci asta la altă nu o mai avem. Vreau să mai repar aici. 50 ars, 70 de bani. Deci e chiar troll rău de tot să donezi în ars. Bă, aproape reparăm locul ăsta, aia e partea bună. Aoleo, fight available now. Hai să plecăm puțin să dormim. $500 ars, e 8 lei. Atât timp cât n-apare pe ecran e donație mică. Donațiile mai mari apar pe ecran, gen minim 10 lei. Și n-a apărut donația foarte mare a lui, deci. Ok. A, trebuie să dau direct de aici. Hai, la bătaie. Ia zi, fratelu. Prima oară îi dăm big blană. Full picioare. A, are HP cât noi. Mamă, ăsta e pe fostul nostru stil. Deblochează orice. Ne împinge mult ăsta. Da, vezi, pentru că ne împinge nu ne mai putem feri. Dar îl împingem și noi, aia e beleaua. Oh, oh, oh. Mamă, e moartea reală la noi. Cred că dăm un singur hit, habar n-am. Mamă, l-am spart. Am o frate, mă. Am și dat să-mi refac stamina. Dacă îți crești strength, îți crește și viața. Oh, snap! Hai, bă, frate, bă, la 1 HP. Mi se pare insane ce se întâmplă acolo, ok. Deci chiar mi se pare de tot râsul. Nu știu, mă, nu mi se pare de bun agility-ul ăsta, o să zic sincer. Deci ăsta ne dă 45 și ne costă 25. 45 cu 25. What? 45 cu 25 și ne dă 3 HP. Păi și sandwich-ul ăla? 42. Și cât costa? 28? Nu mai pierzi timp, ăla-i avantajul. Ia bătut ăla, bă. Nu știu, agility-ul nu mă uimește, că îmi place mai mult ăla pe stamina. Adică ăla pe stamina era efectiv tank. N-avea ce să facă. Ia, mă, că începe să arate bine locația. Iată că începe locația să arate bine. Putem să lucrăm aici oare după sau ce se întâmplă? Bun, la ora 8 începe la Bob aici. Care a fost desenul tău animat care ți-a plăcut în copilărie? Bă, au fost multe care mi-au plăcut în copilărie.
Adică, nu știu, eu când am fost copil chiar erau multe desene bune, gen Johnny Bravo, Dexter, ăla, Ed, Edd, Eddy, Jake, Wandy, Viața cu lui, gen, eu chiar, când am fost copil chiar am prins desene legendare, nu știu voi ce desene ați avut. Deci ăsta ne de la 28-42. Cred că pot doar două să cumpăr. Cred că aia e nebunia. Uraj, Tom și Jerry, da, super multe desene legendare. Deci chiar foarte multe. Eu sunt curios ce se întâmplă cu... Te uiți la Gear 5 mâine? Nu, pentru că nu sunt la zi cu One Piece. Eu sunt curios ce se întâmplă dacă eu fac rost de mult agility. Adică stamina îți dă... Stamina îți dă... Stamina mai mult în match, dar agility ce îți dă? Că nu înțeleg. Poate mi-o explică cineva. Strength-ul îți dă viața mai multă și agility-ul ce îți dă în match? Șansa mai mare de dodge sau ce? Să faci mai mult agility ca să deblochezi Path of the Dancing Monkey și să deblochezi un stil numit Crystal Cobra care te face aproape neatins. Ok. Noi nu am mai pus puncte în chestia asta de aici. Increases the effectiveness of barbell training. Increases the effectiveness of treadmill workout. Da. Carry more items in your inventory. Bă, nu știu ce să zic. Deblocăm și noi pe aici. Dar barbell training, nu știu care e, că n-avem barbell acasă. Da. Momentan farmăm chestiile astea aici. Gătim, pac, 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 pac. Am tot reparat la ăla. Am să ne mai întâlnăm aici să vedem. Într-adevăr ne-ar trebui multă stamina, nu zic nu. Dar ce ne crește agility-ul? Agility nu te lasă să lovești de mai multe ori. Nu, agility-ul te lasă să lovești de mai multe ori. Sunt săgețile alea albastre de sub HP. Și stamina în match de fiecare dată între ele folosește abilitate special. Și stamina în match care fiecare dintre ele folosește abilitate selectată către tine. Ok. Are sens într-un fel. Bun. Hai să vedem cu ăsta revanșa gen. Bă, ăsta pare mai bun low kick-ul, nu știu ce să zic. O, dare frățiorul la viață. A, da mă, te lasă lovești mai multe ori, ai dreptate. Da, da, vezi că e bun agility-ul. Acum înțeleg eu. Deci noi cu cât aveam multe săgeți de alea o să fie insane ce se întâmplă acolo. Da. Îi mai dăm o dată așa și după aia încercăm să ne refacem stamina-ul. Dacă ne-am și ferii ar fi superb chiar. Bun, vezi, ajungem în punctul în care suntem super low pe ăsta. Ia, hai să scoatem și ăsta așa să vedem. Superb. Superb. Mamă, ce picioretă moacă i-a intras. Cred că ne-a ajutat super mult că ne-a mărit agility-ul și a mai avut un hit în plus. Chiar cred că ne-a ajutat. Bă, zic că mai am mâncare acasă, că nu mai avem bani să cumpărăm. Ce carată i-ai tras?
Da, vezi că ne-a ajutat ca lumea. Trebuie să ne mai băgăm la muncă, nu mai avem bani. Putem să dăm din nou promotion. Vezi ce ne zice. Dead Border Patrol, așa. Ce-a făcut ăla de la graniță. Știi ceva, trebuie să le mulțumim pentru serviciul lor. Poți să organizezi ceva special. Comand eu, ești nebun. Public delivery e prea scump. Slime Puncher-ule, vină încoace. Da. Poți să duci un delivery pentru noi, no problem. Ia lanciul special de lângă pod și du-l nu știu unde. A Slimeian, gastronomic time later. Bob Slime Lunch, get the Slime Lunch to the bridge. Ok, dar nu-l dumăcem acum. Pentru că probabil... Hai să mergem în partea alaltă. Probabil ne pune să ne batem. Și trebuie să avem stats-urile full. Câte ai mai multe săgeți, cu atât de capeți mai multă stamina, deoarece pe fiecare săgeată... Da, da, are sens, deci trebuie să ne mai antrenăm. Bă, lupta asta sărim peste ea, nu mai. Ia să ne luăm noi o pauză de la ta luptat. Ca să ne repunem puțin pe picioare. Că e jale ce se întâmplă aici. Nu, trebuia să mă duc la apu. God damn it, bro. Tot la laborator ca să cumpere upgrade-uri. Da, e time management, n-ai ce să-i zici. Oare ne taxează? Mamă, nu mai are pastile de alea, moartea reală. Noapte bună, pa, Toby. Bun. Bun, hai să ne culcăm și ne ducem pe podul ăla. Să vedem care-i treaba. Deși nu avem HP-ul ca lumea făcut. Trecem repede pe la sală. Vorbim cu frățiorul. Să te ferești. Îți ia din energie, dar dacă faci level, este un skill care îți ia o săgeată albastră. Per dodge, ok. Hai la pod să vedem care e situația. E o zonă restricționată, fiule. Zic care e faza. Am un cadou din partea lui Bob. Ah, un cadou. Că vă mulțumește pentru serviciul dumneavoastră. Hai să vedem ea. Masa a fost bună, putea să fie mai bună sau ceva de genul. Să-i mulțumesc lui Bob din partea mea. Puterea asta. Oh my god, are 190 viață asta. Moartea reală. Hai să dăm frățiorul. Dacă ești tare în clanță. Ok. O, dar nu se mai târnă runda. Ne-ar mai prinde bine încă o săgeată, aia e toată chestia. Chiar ne-ar mai prinde bine o săgeată. Ia de încă nu mai are stamina, frățiorul. Ia. Dă-i mă o cocoșare, ia. Moartea reală. Dacă mai luăm o săgeată de aia, îi cocoșăm pe ăștia. Adică, acum înțeleg eu. Bun, superb. Ne ducem, era la Bob, parcă. Ok. O, ce asta să mai lucrăm. Easy win, am putea spune. De ce îmi zici iar asta? I want to install your software. We already have it. Signing ends in an hour. Nu ne pasă. What? Ai următorul signing în două zile, cred. Vedeam că m-a băgat automat în luptă. Bun, e perfect momentan.
Ce zice să mai facem în jocul ăsta? Mergem acasă, mâncăm, trebuie să ne antrenăm, Ștefan, mersi. Hai să mergem la Bobby Boo să ne promoveze. Te-ai înscris, m-am scris automat? Ofițerul a mâncat și apoi a vrut să mă bată. Probabil fibra din mâncare. Bun, avem și promotion. Nu vreau softul. Ne-a deblocat asta care ne dă super multă energie. Interesant. Mamă, $40. Bonus plus $100, fii atent. Deci nu mai putem să fim promovați mai mult de atât. N-am luat banii, sau? Nici nu știu. Ce putem să mai facem noi, întrebarea? Dacă poți să te încasă lui Maico să locuiești în ea? Încerc să... Hai că încercăm să terminăm aia. Dar vreau să mai fac o bară de agility, că e prea insane. Deci chiar mi se pare insane chestia aia. Iată că devenim mai fericiți că dormim. Mamă, trebuie să ne refacem tonusul. Ok. E insane ce se întâmplă aici. Bun. Mergem, mâncăm. Mai avem un kit de la de mâncare. Hai la casa lui Mic să o reparăm. Vopsim aici de zori. Ia vezi-l, mă! Train harder. You did renovate yourself, good job. Păi și ce se întâmplă, că nu poți să interacționezi cu nimic. O fi asta intrarea? Nope. Nu pot să fac nimic. Ce bine arată. Bă, e clean, având în vedere cum arăta înainte, dar... Ce urmă de fiule comanzi? Aia cu Naruto și cu Sonic. Super bune aromele. Nu, trebuie să lucrăm aici. Deci la 17, la 20 închide ăla. Bam. Mergi la laborator ca să nu pierzi nimic, primești... Hai că mă duc la laborator, stai așa. Trebuie să mai luăm o promovare și la asta și e perfect. Da, mă, uite, nu ne-am scris în luptă, doar acum ne-am înscris noi. Suntem ok pe job, pe tot. Ai bani încă o casetă? Problema cu caseta aia, că m-am gândit la asta. Măcar pe la e-film mai vedem si noi pe vechiul Rafa Tristețe. Nu prea îmi dau seama la ce te referi. Deci, dacă eu mai au o casetă, îmi dă puncte aici și nu prea nici să fac cu ele, dacă observi. Adică, am cumpărat tot gen. Să mai deblochez chestiuțe. New item slot. Da, hai să dormim. Care e laboratorul? Dream Lab?
Tu ești omul de știință nebun? Nu știu despre știință, dar sunt nebun. Ok. Ești, ai dreptate, șefule. Robot bun, acum ce vrei? Un revedeșterul tău este un hard drive stricat, ce e important. Da, poate fi rezolvat, dar... va fi scump sau nu știu ce zice. Va fi dificil. I went to need some spare parts for this work. You can ask them at the Robot Factory Junkyard. Aici vrea să venim? Ăsta e laboratorul? Ăsta e închis. Hai să continuăm cu coșarea. Mamă, vezi că facem level 12. Bine, new tech available. Luăm asta, Path of the Dancing Monkey. Combine punches and stay on the move, surprising crush your opponent with your agility. Ia să vedem. Mamă, ce se întâmplă? Băi, ce-și nebun! Holy shit! Toate astea sunt de taekwondo? Oh my god! Mă, ce? Wait, what? Nici măcar nu știu ce să luăm. Gives you a good chance of dodging. Uses initiative instead of energy. Aha. Deci aceeași, te ferești la fel, doar că ți-a din săgețelele în loc de energie. Nu e bine să iei și din agility și din endurance. Da, clar. Cred că o să mergem pe ăsta, pe agility, nu? Dar nu știu ce build e bun. Adică uite-te câte chestii stai aici. N-avem cum să le luăm pe toate, cred, ha? Adică habar n-am, Seikun Tsuki, Scorpion, Attack Modifier, mamă, ăla din mijloc cu Snake e cel mai bun? Nu înțeleg, care cu Snake? Tiger, a, ăsta, Crystal Cobra? Tiger e bun și Cobra. Deci să merg pe mijloc, zici tu. Până la Cobra. Attack modifier pushes enemy back with an 80% chance. Just as good as 100 wins, but now you return after you dodge. Te dai în spate și în față? Holy smoke, se nebunie ce se întâmplă aici. Stai să vină și lupta, să vedem cum ne descurcăm, că avem multă energie acum. Nu știu, băgăm aici agilitate la greu, o să avem bărdele de-i spargem pe ăștia. Cred că nu ne mai face nimeni în față. Ce putem să facem noi? Cobra e cel mai bun, dacă dacă ai modifier de anulat sau slăbit, dodge pârnaie, dar... OP, dar n-am înțeles ce ai zis. Hai să mai lucrăm, să facem bani și vedem ce facem cu ei. Ăsta ne dă super mulți bani. O să mai cumpăr de la el? A, ne dă 3 chiar. A, n-aveam eu loc în inventar, mă, de-aia nu ne dădea mai multe. Vezi că e torțilă. Can you bend this thing? E imposibil, nu întreba.
În țara mea îl numeam fiind Iusca. Înseamnă lucru care nu poate fi făcut. Îți doresc noroc să îndoi chestia asta. Mă poate ajuta cineva? Poate spun boy? Poate face ceva, spun boy. Under the bridge. Doar din nou, așa, un om normal nu poate îndoi chestia aia. Aia under the bridge. Mamă, maestru yoga. Smuggler. Spun boy. Tu ai lingură aici, deci tu trebuie să fii spun boy. Băiatul lingură, poți să îndoi chestia asta? Imposibil. Atunci cum? Nu încerca să îndoi chestia aia și atunci vei realiza adevărul. Ce adevăr? Că îmi datorezi 50 de dolari. Ok. Îi dăm 50 de dolari. Trebuie să duc asta la mecanic. Mă, powerful, avem nevoie de un powerful healer precum bunicul meu. Habar n-am ce zice ăla. Hai să ne ducem la mod de știință să vedem ce vrea. N-avem bani în contul tău. Pensia mea nu mi-acoperă plățile. Plata de pensia de luna asta din pensia a fost taxată. Am o frățiori și se întâmplă. Vrei să faci niște bani? Sigur. Am ceva body augmentation weaponized. Trebuie să le trimiți la pod. Este ilegal, nu știu ce. Bă, dar am venit să-ți dau ăla, mă. Bro, nu trebuie să-i dăm chestia aia îndoită? Eu nu mai înțeleg nimic. Trebuie să-i dăm altcuiva chestia îndoită? Nu, nu înțeleg. Deliver implants. The fuck se întâmplă? La mecanic? Este așa junkyard. Mai băgăm un antrenament scurt. Vine și lupta, la măcar avem HP-ul full. Bun, mamă, se vede și el cocoșan pe ăsta acum. Nici o șansă n-are. Rețiorul. Sala e închisă. Ăsta a închis. Nu știu ce pot să fac. Decât să mergem pe jos așa, iurea. Ne ducem aici. Hai, frățiorul, să te văd. Începem big blană. Ia zi. Ia zi, vericule, ce-i facem. Mama, a apărat tot omul nostru. Opa. Bum, 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 bum. Opa. Oh, oh, oh. Deci asta e chestia. Dacă ne împinge destul de mult, ne... Da. Mamă. Nu e bine deloc ce se întâmplă. Deci, astea nu sunt bune patru, pentru că noi ne împingem până într-un anumit punct. Deci noi trebuie de acum încolo să folosim ăsta, hard block-ul. Adică noi ne dăm în spate, dar degeaba, că atingem corzile și ne luăm hituri aiurea. Adică ultimele astea două sunt degeaba. Aia e problemuța. Cred că ne trebuie așa, dar nu mai avem stamina. Părerea mea. Și a fost mărunda asta, nu s-a întâmplat nimic. What? La limită. Da, măcar am învățat ceva nou. Deci nu putem
Ok. Hai să ne facem repede la robot. Cumpără skip attack pentru stamina. Adică la strength nu te antrenezi să dai mai mult damage? Nu, no, strength-ul e viața. Ok, deci ne trebuie mâncare. Mergem la tătistruțul. La mecanic, la gym. Ne ducem, stai așa. Ia să vedem ce zice mecanicul. Am adus bucata care lipsea. Ia să vedem, e exact ce ne trebuie. Mașina va funcționa, mașinăria. Poți să o folosești, ești aproape în siguranță. Trebuie să mai lucrez puțin la ea. Ia mă, să vedem ce se întâmplă. Deci, pentru bani ne crește super mult una din astea două. Ok. Hai că ne întoarcem când avem mai mulți bani. Mergem să lucrăm de zori, că ne trebuie bănuți. Bun. Mai dai și tu sandwich de la sau? Că e bun rău tare. Trebuie să te duci la junkyard să ceri părți? Da, mergem, da. Stai să facem bani, să vedem cu antrenamentul ăla cum e. Hai să ne înscriem. Dar n-am făcut... N-am reușit, adică... Am reparat asta degeaba? Eu nu înțeleg. L-am reparat literalmente degeaba. Vezi că la smuggler ai steroids, dar nu știu care e smugglerul. Unde e smugglerul? Bun, a revenit energia. Stăm bine. Deci, ai zis la junkyard, la junkyard e noaptea. Deci mergem la Bobby Boo, mai băgăm niște muncă. Ne trebuie bănetul. Bun. Mergem la ăsta de urgență să mai luăm spare parts. I need spare parts. Du-te. Vii direct la Grisha dacă ai nevoie de ceva. Ce să cer? Păi, că ăsta are orice avem noi nevoie. A, să ne batem cu un robot? What? Oh my god, bro. Bun, măcar știm că ne apărăm aici. Și dăm un high kick. Că îl distrug pe robotul ăsta, ești nebun. Păi, în continuare, până nu mai avem stamina, că nici el, și el rămâne fără. Era mișto când îl ataci să-i scadă stamina. Ok. Bun, și atunci băgăm așa și rămânem pe defensivă mai mult. Easy, boy! Vreau live-uri mai tare ca să trenăm jocul? Bă, mie îmi place jocul. This doesn't have bad. Here's my pairs of parts. Bring the parts to Emmett. Cred că Emmett e ăla din laborator sau care? Sub pod e smugglerul? Mama, are 9999 ăsta! Good person points. Scotland natural animal unicorn. Așa. Acum vorbește chestii random. Robotul, vin mai târziu. Doar dă-mi părțile necesare. Trebuie să combin asta aici.
Care e parola? Abar n-am. Dacă nu știi parola, atunci du-te și află. Casey s-ar putea să știe. Găsește-l pe Casey. Gen, cine e Casey? E cineva cine e Casey, gen? Apu, Henry, Bobo. Abar n-am cine e Casey. Ăla la poliție, Casey and Sewers? Bun, hai să ducem acasă. Pa, 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 pa. Ce faci, ce mă, de ce n-a gătit? Recele. Bun, lasă-mă să mă gândesc puțin, deci ne relaxăm puțin. Vreau să mă mai antrenez eventual. Trebuie să ne refacem tonusul. E în sewers, Casey, este sigur? Mamă, cât trebuie să refacem din tonus. E insane ce se întâmplă. Mă duc la Bob. Casey ăla de ți-a arătat casa lui Mick. Azi că găsești în sewers pentru a-ți da parola. Ok, ok, are sens. Mă, vezi că stăm bine pe bani, avem $200, nici nu știu ce facem cu ei măcar. Dar stăm bine. Hai la sewers să vedem care e situația, dacă iar ne batem, e groasă treaba. Că n-avem... Trebuie să vorbești cu Mike să devii antrenor? Aoleo! Mamă, n-avem energie, bro! Bă, nu știu dacă... Hai să încercăm. N-avem energie full, dar... Vedem. Mă, cât așa bolanul. Mă, ce picioroange i-am dat. Vezi că e insane ce se întâmplă aici. Salut, Trapa. Ce părere ai de Warframe după atâta timp? Ai mai jucat? Bă, nu am mai jucat Warframe. Mi-ar plăcea. Doar că ajungem în punctul în care trebuie să farmezi super mult și de acolo mă cam las mereu. Trebuie să mă joc cu o gașcă de oameni, probabil, ca să putem să farmăm. Gen, să mă joc cu memory sau habar n-am. Bine, mă, vezi că l-am spart lejer și eram full. Niciodată nu vei descoperi nu știu ce. Ok, ești un ciudat. Mersi, Adrian, oricum de susținere. Ia vezi-l, mă. Casey, locul ăsta e un labirint. La ce mă uit? Planul meu era să intru sub pământ. A funcționat. Salută-l pe Bill, apropo. Salut. Salut, ce mai faci? Este un crocodil asasin mutant. Ok. Am reparat device-ul mic. Felicitări, puștule, dar are o parolă. Este Punch Club? Tu spune-mi, este sau nu? Dacă nu e aia, atunci adaugă 2 la final. Punch Club 2, wow, numele jocului. Îl have enough experience to do a zero, așa. Activate mic. Anybody see the Richie? Deci ăsta nu-mi zice nimic de... Cu cine trebuie să vorbesc eu la casa lui Mick? Aia e întrebarea. A, game console. Ce facem asta? Ne distrăm. O, fii atent, Big Blana. Big Blana. Ninja Mutant Crocodiles. Bun, hai să plecăm de aici. Du-te la casa lui Mike acum. Mamă, avem o luptă în 5 ore. Stai așa că e jale.
Stai că e jale, boi, stați așa. Avem o luptă în 5 ore, gen. Mă duc repede la sălița. $4 easy. Am și zis că o să folosesc aparatele astea. Să ne refacem. Hai mă să-l batem pe ăsta. Ok. N-am blocat din păcate. Bun. Bun. Dacă noi îi blocăm lui atacurile astea mari, cum avem noi spin kick, că el probabil are... Ah, nu are atacuri mari el. Are două hard blocuri. Ok. Bă, lasă, l-a blocat 4 hituri. Amă, fratelo, lasă-ne. Cred că am uitat să-mi refac stamina. Ups. Da, am uitat să-mi refac stamina. Mă, suntem cam apropiați unul de altul, este așa. Aici o să fie RNG. E random, gen. Dacă apărăm noi de multe ori sau... Am unul HP. Încă unul, încă unul? A, mă, trebuia să mai dai un picior. Adrian, mersi de membru. Bă, ce... Nu mai zicem nimic. 2 HP. Aici mai lucrăm puțin. Sunt curios la Noodle Shop ce mâncare ne vinde. De la 1500 ai scăzut la 1300. Bă, da, e, ne taxează, văd. Sandwichul ăsta e mult mai bun, că nu mai stăm să-l pregătim, îl mâncăm direct. Deci e big blană. Ce task-uri mai avem? Ziceți voi. Ce mai avem de făcut? Ziceți de urgență, gen. Signing available. A, bă, cât avem să ne antrenăm, să bag piciorul. Trebuie să mai băgăm o sesiune de antrenament, să facem 13 agility-ul. Păi, jale. Uite, deci tot ăsta doar ca să refac tonusul. E insane ce se întâmplă. Holy smokes. A, dar stai că aveam sandwich-ul. A, degeaba am sandwich-ul, că nu se antrenează ăsta la infinit. Și hai mă, tot antrenamentul ăsta doar să fac tonusul. Holy smokes. Bun, mergem la Bobby Boo. Du-te la sală. A, da, am zis că ai dreptate, ai dreptate. Ia stai așa, că tu ai dreptate. Ia-te-n. Băgăm ăsta, luăm un taxi la sală repede. Că am zis că folosesc aparatul ăsta, că l-am făcut și nici nu l-am folosit măcar. Ia, poate ne dă ăsta mult. Deci mă interesează agility mult. Ia. Oi, și nebun, așa mult ne-a dat? Holy smokes! Ne dă... Ah! M-a electrocutat, what? Ne-a dat insane de mult. Nici nu mai are sens să ne antrenăm acasă. Nu mai are niciun sens, maxim HP. Și are, mă, caracterul nostru. Bun. Ce mai avem de făcut, ziceți voi?
Ne mai întâlnăm aici, nici nu știu. Oricum mergi, ești nebun. A, nu ne mai lasă. Neurotraining cannot begin, sir. De ce? A, se închide sala, lol. Mergi în casa lui Mike. Care e casa lui Mike? Am uitat. Casa lui Mike. Mike, Mike, Mike. A, lui Mick? Uuu, ia. Here goes nothing. După o 9 ore? Îmi este foame. Aș vrea o pizza. Ce? Mic. Îmi pare rău să zic asta. Dar pizza nu mai există. Cine ești tu? A, am accesat creierul lui Mic. Sunt tipul care te-a salvat. Corpul tău a murit, dar mintea ta este digitală. Sunt un om transparent care zbor. Sunt o fantomă. Ești o hologramă. Memoria ta este stocată pe un hard drive. Sunt o fantomă. Noi suntem în sala mea? Unde sunt trofeele? Am făcut ce am putut. Putem să reîncepem din nou cu echipament. Nu știu care e parola de la biroul tău. A, e ușor. Acela este Punch Club Ogen, Punch Club 2. Poți să-mi clarifici ceva? Sigur. Nu te panica, dar... Cred că ești blestemat. Ce? Văd un număr care plutește deasupra ta. De acela este ratingul meu GPP. Ce e aia? Good person points, de mai multe ai, și ești o persoană mai bună. Cum le obții? Câștigând lupte în ligă. Este să bați pe altcineva și să devii mai bun? Da. Cum a fost sala mea ruinată? Probabil a fost abandonată. Deci nimeni n-a luat-o? N-a preluat-o? N-au nevoie oamenii de o sală? Nu i-ai lăsat-o nimănui. Era un tip care arăta ca tine, dar a dispărut. Acela e tatăl meu. E o lume mică, îmi pare rău, puștule, de dispariția tatălui tău. Mă refer că sunt trist. Ai menționat o ligă. Silver are una în sală. Orice sub masă, adică... Quiet fights. Mă refer la lupte ilegale, n-am idee. Ha. Ce prostia asta de Silver Gym? Are sisteme neurotraining, antrenament VR, masaj, neurotraining. Intri într-o capsulă și te antrenezi în visul tău, prostie. Training înseamnă să te antrenezi și să transpiri. Am echipamentul vechi al tatălui meu. Hai să cumpărăm ceva nou. La ce te gândești, nu cred că mai există, dar poate găsim la junkyard. Deci oamenii au aruncat echipamentul bun. Silver Gym este scumpă. Este. Dacă începem noi una mai ieftină, old school, ar fi perfectă pentru copiii din familii sărace. Ok, sună bine. Dacă bați oamenii tăi, o să nu se fie o persoană mai bună. Prietenia. Să ajuți societatea, te face o persoană mai bună. Cum măsori asta? Ceva ca old school respect. Ok, sună interesant. Hai să pornim sala asta. Bă, pare interesant, deși ne așteptam să ne zică ceva de tatăl nostru, nu ne-a zis nimic, gen. Nu s-a schimbat deloc locul acesta, în afară de praf. Nu sunt o fantomă. Eu te bântuiesc, sau nu știu ce zice. Nu ești o fantomă. Cum poți să trăiești după afterlife? Toată lumea se urăște pe ceilalți. E nuditate multă, nimeni nu-și aduce aminte de nimic. Ăla e internetul. Atunci asta explică reclamele. Vei sta aici? Tu să-mi spui. Fără corp? Nu mă descurc, sau nu știu ce zice. Ceva, un device poate ar putea ajuta, o să-l întreb pe Emmett. Ok. Trebuie să-i găsim un corp lui Mic. Așa. Bă, interesant asta cu sala, să ne deschidem noi una. Că noi am început de la zero, gen. Emmett, parcă era ăsta aici, sau? O să ne trească mulți bani. Îmi trebuie un corp pentru Mick. Sunt ocupat.
Fac un cor pentru mic. Asta ți-am cerut și eu. Ce zi este? Este de prea devreme. O să călătorești în timp? Nu te face un Dumnezeu? El folosește asta ca să mănânci iaurt expirat. Ok. Bun, deci vrea să livrăm ceva sau ce vrea, că nu înțeleg. Stai. Ask him it about a body for Mick. Păi n-am făcut asta. Ce trebuie să fac? Bring the weaponized body augmentations to the officers on the bridge. Yeah. Domnule ofițer, e o zonă restricționată, am fost trimis de către Emmet. Omul de știință, pentru ce? Am ceva pentru tine, fiule. Iar încerc să ne faci ceva ilegal, nu? A, era vorba să-i răspund cu da. Cred că ne batem iar. Bă, dar n-am energia toată, mă. S-a trezit toată lumea pe live, gata. Bun, stai așa că n-am avut stamina full versus ăsta. Îi dau acum câteva cartoafe. Trebuie să scoatem atacurile astea. Mersi mult, Dragoș, lira sterlină 20 fără niciun mesaj. Donație de 12 noaptea, mersi mult de tot, chiar apreciez. Mersi, mersi, hai că-l batem pe ăsta. Am devenit destul de puternici, deși nu avem stațurile full, tot îi cocoșăm. Faptul că avem multe atacuri față de ei, multe săgeți de astea, înseamnă că atacăm mult mai de mai multe ori. Le facem de mai multe ori. Bun. Thank you for bringing them, aici sunt banii tăi. Ne întoarcem la Emmet. Ca să-i facă un corblu mic. S-a rezolvat. Mi-ai luat banii? Da. Superb. Bun. Și atunci am terminat quest-ul ăsta? Nu, ask him it about a body. Deci ce trebuie să fac? Chips delivery? Ce fac cu aceste GPP chips? Deliver them to the nightclub manager. Mă, stai un pic. Mamă, dragă, și-a luat și membru și donație. Păi, stai mă, că n-am înțeles. Noi am luat ăstuia corpul? Uite la smuggler pentru a scrie mai... Stați mai repede? Nu, mai ziceți-mi odată, de ce nu i-am luat... What? Îmi zice să-l întreb pe... întreb două... Nu. Îmi zice să-l întreb pe Emmet de body pentru mic. Și nu mai pot să-l întreb. Ai făcut alt quest? Da, nu mai înțeleg nimic. Uite-te în inventar. Nu am corpul lui. Deci chiar nu înțeleg. Trebuie să mergi la nightclub? Să vorbești cu managerul ăla. Salut, amice, eu, da, tu. Deci ăsta are ceva pentru noi să ne antrenăm ea. At what is the cost? De unde le-ai luat? Are și el the good stuff, niște droguri, niște chestii. Și eu mi-am ciugat. Medium strength booster. Oh, medium agility booster, big agility booster. Păi și boosterul ăsta, gen, stai un pic ca să înțeleg. E doar pentru o perioadă de timp, sau? Could be worse, better lay off the boosters for a while. Ne-a dat mai multă putere, dar pentru cât timp? Feeling unwell. Abar n-am. Care e, mă, nightclub-ul? No, hai să mergem puțin acasă. Hai să mergem puțin acasă că e jalete.
Hai că ne-a salvat sandwich-ul ăsta. Bă, vezi, bă, că e tare jocul. Nu știu ce părere aveți voi, dar mă prinde așa, e... Te ține în priză non-stop, faci aia, faci aia, faci aia, te antrenezi, după aia faci quest-uri, după aia mai afli câte ceva despre tatăl tău, adică e tare, e tare. Chiar n-am ce să-i zic. Te ține non-stop în priză. Aproape promovăm și aici, ne mai trebuie câteva alea. Ceea ce e perfect. Bun, hai să mergem la Bobby de urgență. Bravo, mă, Bobby, ne chem la 8. Și pe cât de Gear 5 în 4 ore? Nu, pentru că nu mă interesează. M-ați cocoșat cu Gear 5. Mă bucur că sunteți voi entuziasmați, dar eu nu sunt la zic One Piece. Nu mă interesează Gear 5. Nu mă interesează. Nu-mi pasă. Pentru că o să mă uit, nu știu, peste 3-4-5 luni. Nu mă uit acum la... Nu sunt la zi, știi? Îți explic o chestie. Eu mă uitam la zi la anime-uri. Când se lansa Naruto. Și Naruto m-a dezamăgit cel mai tare din toată viața mea, încât am zis că niciodată în viața vieților mele nu mă mai uit la zi cu animeurile. Pentru că Naruto lansa câte un episod pe săptămână și după aia timp de 20 de săptămâni lansa doar filere, adică nu mai era povestea, era o amintire de acum 30 de ani. Și era cea mai porcărie chestie, pentru că așteptai o săptămână pentru un episod și după aia erau numai filere, nu mai era locație. Și atunci am zis că nu mai sunt la zi cu episoadele. Înțelegi? Dragoș cu 10 lire. Când mă tund? Planul e să mă tund vara viitoare. Vara viitoare este planul să mă tund. Vara viitoare e planul să mă tund. Nu anul acesta, pentru că mi-am lăsat părul lung. Nu vreau să mă tund, am așteptat prea mult pentru el. Ca idee. Ăsta ne dă 30 pentru 25. Ne dă slab ăsta. Da, e slăbuț, slăbuț. Bun. Mi s-a dus și boosterul. Dar este ok. Bun, hai repede la Apu Shop, luăm niște mâncare. Jap, 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 jap. And his name is John C. Mamă, XI cu 10 euro. Au intrat donații de Blanao la 12 noaptea, 1 dimineața. Mersi frumos, XI. Mersi, mersi. Vezi că e ce trebuie. Bun, da, o să fie lupta în 2 ore. Bro, nici măcar nu știu ce să fac, mă plimb pe aici, aiurea. Dă-i mă timeskip în jocul ăsta, că e cel mai mare gunoi. Pana mea, dă-i direct timeskip, stăm degeaba, nu știu. Porcărie totală. La Noodle e nightclub-ul? Ok, ok, fight available now. Hai să-l spargem pe ăsta că n-are nicio șansă, gen. Bun. Dragoș. Târziu cu lira sterlină. Bă, știu că e târziu, dar nu știu dacă ți-ai lăsat vreodată părul lung. Însă durează foarte mult să-ți crească părul și nu vreau să mă mai tund. Pentru că după ce o să mă tund, nu o să mai las părul lung prea curând. Și atunci n-are sens efectiv să mă tund acum. Îl las așa să mă mai bucur de el și după aia... Oare, îmi folosește cam multă stamina, ce se întâmplă oare? Mi-a blocat frățiorul multe hituri, cred. Încep ăștia să aibă multe atacuri, știi? Trebuie să-mi dau level up la agility. E greu cu părul mare, mie nu-mi place? Bă, da, clar, nu e pentru oricine. Adică și mie mi-e dor de părul scurt. A, ne bate ăsta. Ia da, cocoșarea, n-ai ce să-i mai faci, over. Ia. Să ne trăiește 1001 de ani.
Mi-a blocat prea multe hituri ăsta. Mi-a cocoșabă. Ne mai trebuie agility, e clar. E clar. Hai că ne băgăm acum la niște agility. Mamă, unu-i Dorel, mersi frumos. Ne băgăm la un agility, la Nao, că e jale. Mă, ce? Ne-a reparat tot ăla, dar... Nu știu ce să mai zic. Zici că ești Smiley? Bă, așa zici că ești mereu cineva. Când eram tuns, eram Messi, acum sunt Smiley, sunt... Mă rog, oricum nu știu dacă mai țineți minte când ne-am lăsat părul lung. Ziceau oamenii că, bă, nu lăsa, că nu știu ce, că nu știu cum. E foarte mișto ca băiat să ai părul lung, măcar o dată în viață, pentru că o să poți aprecia mai bine. Ia vezi pendulum, dodge modifier, ce-i zis tu, return after a successful dodge. Nu e rău, nu e rău ăsta, ce ziceți de el? E bunicel? Nu e rău. Intoxication 0, deci ne intoxicăm, fii atent dacă am luat, consumat drogurile alea. Pam, signing așa, available. Ia mă să mă duc eu la Noodle Shop-ul ăla să văd care-i faza cu nightclub-ul. Ia mă, zine cu nightclub-ul ăsta. Prietenul meu, salut, bună seara. Discutam niște idei. Ok, imaginează-ți o peșteră cu un foc. Toată lumea stă în jurul focului, dar cu spatele la el, ce vezi? Pereți, ce să vezi? Reflexia focului. Exact, dar atunci... Nu știu ce zice asta, chiar n-am idee. Ne dă niște aluzii de alea nebune, niște... Că vezi tu reflexia de la foc, de la perete. E o întrebare mai simplă. Ce este cald, nefolositor și nimeni nu l-a văzut? Creierul tău. Ok. De unde l-ai găsit pe tipul ăsta? Așa, rectangular, little symbols inside, it's called the book. Au plecat glumele. Beat Aesop's face, fără nu știu ce. De ce am plecat? The fuck? Și nemul ăsta, Sub-Zero. Yakuza boss. Give GPP chips. O să văd managerul? Gărzilor, luați-l. Emit m-a trimis. Ah, ok, poți să-mi dai bunurile. Tu ești managerul? Ok, plec. Păi le-am dat mă sau nu? Nu, no, nu înțeleg. 17-year-old high school killer. Nu pricep ce trebuie să fac acolo. Chiar nu pricep ce trebuie să fac acolo. What? Nu înțeleg de ce ne trimite asta la o parte. De ce nu vorbește cu noi? Nu înțeleg. Mergem la laborator. Aici e device-ul tău. Ah, ok, trebuie să facem quest-ul ăla. Am un corp pentru tine, hai să vedem. Da, mă, da, legenda s-a întors și că... Unu-i Dorel! Au început donațiile planau la 1 dimineața! Bro! De muzică. Dorele, vezi că ești bine-s rău. Ne zici asta că n-avem un antrenor.
că nu sunt eu bun de antrenor. Îmi trebuie să crezi niște street cred, să mă cunosc oamenii pe stradă. Become a champion in Silver League, you mentioned. Are sens. Deci trebuie să câștigăm toate luptele în Silver ăla și să devenim campioni. Are oarecum sens. Nu știu la ce am ajuns, dar sunt la episodul 950 în One Piece. Vă trezi băiețile de la donațiile astea? Bă, clar. Băgăm antrenamentul la puternic. Și când vine dimineața, ne ducem la job. Bam, 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 dormim până dimineață. Perfect. Am un quest la gym? Mai luăm mâncare. Ce se luptă al nostru, bă. Trebuie să mai strângem bani, că mai e chestia. Aproape luăm un promotion și aici. Bun. Vreau să mă duc la sală. Să vedem dacă pot să mă mai antrenez la aparatul ăla. Trebuie să-i mai luăm pastile lui Mother. Alexandru, mersi frumos. Nu știu cât de des pot să folosesc ăsta. Bun, ia vezi-l. Bam! N-am 20 de dolari! Bro. N-apare pe ecran, Alex, că trebuie minus 10 lei. Ok. Stai așa că nu vreau să închide sala. Ne ducem înapoi. Mai băgăm un antrenament de la. Că aproape facem level up. Ranch-ul meu favorit. Deci îi trebuie ceva. Get a ranch from Dinamo. Ia vezi aici? Boom. Mama, aproape full big blană. Ok, mai băgăm o măsucă. Bă, dar mă mir că nu upgradăm și noi patul ăsta, mi se pare insane. Avem bani, dar nu putem să upgradăm patul, ce mă? Dei, 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 boom, 15 lei. Vezi că suntem bine rău de totos. Joc și Punch Club 1? Bă, dacă ne super place după ce îl terminăm pe ăsta, eu m-aș băga sincer. Eu m-aș băga. Vezi, deschidă ăștia. Sălița. Iau flash la luminile alea? Ce lumini? Ok. Hai să-l batem pe ăsta repede că l-am mai bătut. Ah, noi n-am folosit modifierul ăsta. Deci e o șansă să ne întoarcem după un successful dodge. Bă, nu știu dacă merită.
Dar încercăm ea. Ar trebui să ne dăm în spate și apoi să revenim la loc. Ia să vedem. Nu. Ba, și-a revenit. Deci și-a revenit, ați văzut? Pata asta nu ne împinge prea mult, mai mult o împingem noi, deci nu cred că ne avantajează asta deloc în lupta aceasta. Adică, nu știu ce să zic. Mai mult o împingem noi, nu are niciun sens. Bă, dar uite, deci nu mai are nicio șansă, nu mai are versus noi. Am uitat să... Da, nu mai contează. Stai așa. Punem mai big blană. Ok. Knockout. Da, mă, ce ai, ne descurcăm super bine. Am făcut și ăsta, l-am umplut. E perfect, chiar. 1300, mă, dar dacă pierdem, fii atent care sunt. Deci, noi trebuie să ajungem la 2100 ca să-l batem pe ăsta, care are 172 HP, 217 stamina. Bă! Sincer, m-aș băga și la niște stamina training, fără mișto. M-aș băga că nu e rău ce se întâmplă aici. Dar, da, nu e rău deloc. Just leave me to sleep. Am uitat să-i cumpăr. Pentru că sunt la mecanic să-ți dai mai multe puncte. Stai, nu, leave. Vezi skill-urile noi și folosești ambele atacuri? Până ajungem noi la ăla se face 17. La fix, bă. A, avem un inventar, mă, mâncare. Lol, am trollat. Mâine începe weekendul horror. Cât mai țin live-ul? Bă, mai țin 20 de ore, sincer. Momentan nu dăm promotion. Niște stamina că merge treaba. Sandwich-urile sunt prea OP. Nu cred că mai merită să luăm carnea aia. Pierdem timp aia ăsta să gătim. Ia vezi aici. Big blană stamina. Frumos. Mai băgăm și aici odată. Jap. Și ne ducem la frățiorul. Dar nu mai am energie. Trebuie strength. Hai să știu un save and exit. Că ne ajunge pe ziua de astăzi.